Bună dimineața! Trebuie să avem de-a face cu aceste măsuri de siguranță pentru că suntem încă în pandemie, dar păstrăm distanța. Sunt Andra Miron. Vă mulțumesc foarte mult că urmăriți acest eveniment, Performanță și Sănătate. Este un eveniment, o conferință eveniment, care încheie doar o primă etapă a unei campanii de informare și de conștientizare a importanței sănătății în momentul în care facem sport de performanță. Alături de mine este domnul doctor Ovidiu Chiriac, este reprezentant, bună dimineața, este reprezentantul Asociației Medicilor și Specialiștilor Kinetoterapeuți din fotbal. Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit alături de mine. Este astăzi colegul meu în prezentare și va vorbi mult mai mult decât mine. Are astăzi toate avantajele pentru că vorbește despre un subiect care este foarte drag și pe care îl practică, de altfel. Îmi place, îl pasionează. Hai să dau din casă de la început. Te rog. Ovidiu Chiriac este omul care de dimineață până seara stă la clinică, se ocupă foarte mult de meseria lui care îl pasionează, se ocupă foarte mult de tinerii care trebuie să fie urmăriți din punct de vedere medical și a început această campanie de conștientizare și de informare cu sprijinul RomGaz încă de acum 6 luni, din luna octombrie. A avut acțiuni de voluntariat și s-a ocupat foarte mult de tineri, iar impactul acestei campanii a fost deja față de 100.000 de persoane. Ce încercăm cu această conferință de astăzi? Să aducem în atenție care sunt riscurile, care sunt de asemenea modul în care un tânăr sportiv sau un sportiv care face performanță poate să urmărească evoluția sa din punct de vedere al sănătății. Dacă sunteți părinte, cu siguranță v-ați gândit de foarte multe ori, mai ales dacă copilul dumneavoastră a avut o accidentare sau se antrenează în anumite condiții, dacă acele acțiuni de antrenament sunt cele mai bune, dacă locul unde se antrenează e optim pentru copilul dumneavoastră, dacă a avut o accidentare, cum să o depășească mai bine, la ce medii să se adreseze, sunt cu siguranță întrebări pe care vi le-ați adresat și la care noi astăzi vom da răspunsurile. Dacă sunteți tânăr performer, vreți sigur să ajungeți în Liga 1, prin urmare vă gândiți tot timpul cum să dați lovitura și ca să dați lovitura trebuie să nu vă accidentați, aveți sigur cazuri în jurul dumneavoastră care v-au pus pe gânduri. Ei bine, astăzi veți învăța cum să cădeți să nu vă accidentați și dacă, Doamne ferește, pățiți ceva, cum să treceți repede peste șocul primei accidentări mai ales. Dacă sunteți specialiști, vă vor intriga astăzi discuțiile noastre și vom aduce un plus de cunoștințe, asta cel puțin ne străduim și pentru mediul acesta academic sau al specialiștilor kinetoterapeuți. Mă întorc spre Ovidiu, da, de unde această dorință de voluntariat, 6 luni de voluntariat, dacă să vă ocupați de tineri. Dacă ar fi să discutăm puțin despre faptul că asociația asta i-am pus bazele undeva acum 10 ani și m-am gândit, colaboram cu o echipă de fotbal, am pus bazele acum 10 ani, Asociația Medicilor și Specialiștilor Kinetoterapeuți din fotbal, m-am gândit că trebuie să ne unim, să fim împreună, să ne cunoaștem mai bine unul pe celălalt și să încercăm să rezolvăm problemele medicale din fotbal inițial. Pentru că am întâlnit foarte buni specialiști, Craiova, Cluj, care lucrau cu echipe de Liga 1 și care nu știau unii de alții. Nu puteau comunica unii cu alții, că nu se știau, poate rar se întâmplau doi câte doi, așa se cunoșteau și discutau. Tu ce faci în situația în care ai un pacient cu o ruptură musculară? Ce găsești tu mai nou? Păi aia, bă, eu îi pun gheață și la revedere. Nu, poate există variante mai noi, proceduri tehnici care să-l ajute pe jucătorul respectiv mult mai ușor. Mai erau colegi de-ai noștri, Narcis, și ești de acord cu mine, mai erau colegi de-ai noștri care inițiau proceduri empirice, pentru că nu aveau noțiuni, nu știau ce să facă, erau numiți la o echipă, erau medic de medicină generală, nu știau ce să facă și în condiția asta doar antrenorii spuneau, jucătorii spuneau, hai să facem aia, să facem aia, să facem aia. Ovidiu, permite-mi să prezint invitații noștri de astăzi, pentru că este foarte important să îi ascultați pe cei care ori au trecut prin accidentări, ori au făcut sport de performanță, ori îi îndrumă pe cei care trebuie să se recupereze în aceste momente, iar invitații noștri în prima parte a conferinței sunt
domnul profesor dr. Viorel Cojocaru, doctor honoris causa la UNEFS. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Bună dimineața! Bună dimineața! Narcis Răducan, manager sportiv și fotbalist. Mulțumesc foarte mult, Narcis, bună fotbal. Dimineața! Mai joc uneori și fotbal. Păi da, mulțumesc și cu băieții tăi. Da. Călin Marin, netoterapeut. Mulțumesc foarte mult, Călin. Mulțumesc. Bună dimineața! Pentru... În direct, prin Zoom, că facem distanțare socială, vor fi în foarte scurt timp Simona Amnar, campioană olimpică la gimnastică. Cu toții ne-a stat inima așa de câte ori concura. Bună dimineața, Simona, te vedem! Bună dimineața, salut invitații dumneavoastră! Bună Mulțumim dimineața. Foarte mult! Și de asemenea va fi în direct cu noi Răzvan Marin, fotbalist la Ajax Amsterdam. Răzvan, mai dau din casă ceva... A venit după aceasta 21 de ore în vamă la Nădlac. Două zile a făcut săracul pe drum. De dimineață s-a trezit special pentru noi, îi mulțumim. Îl vom vedea și pe el în direct în foarte scurt timp. Te rog! Da, spuneam că m-am trezit acum 2 ani, am demarat noi o campanie, clinica noastră, o campanie de... de vize medicale pentru sportivi, tot în ideea de a-i ajuta un pic, de a-i măsura, de a-i evalua de la vârste mici cât spre partea junioratului. Spre partea junioratului deja ei sunt preluați de staff-uri și e mult mai ușor, domn profesor. Pentru copiii din loturile inferioare de, ca și vârstă, era nevoie de o evaluare mai serioasă, de o măsurătoare antropometrică, dimensiuni, membre, înălțime, greutate, cum a evoluat de la 6 luni la 6 luni, acuitatea vizuală, audiogramă, spirometrie, să vezi dacă are capacitatea de efort, EKG-ul, consultul cardiologic, care este extrem de important la această vârstă. Poți să spui dacă un copil poate sau nu poate face sport. Am întâlnit și copii cu intervenție chirurgicală pe cord deschis, da, la 10 ani, care practică fotbal. Și nu le-am interesat acest lucru. Am discutat cu părinții, cu specialiștii pediatri și mi-au spus că el poate practica cel puțin până la o anumită vârstă, dar nu mi-a precizat vârsta. Cu alte cuvinte, tot timpul încerc să traduc pentru cel care nu e specializat. Dumneavoastră, specialiștii kinetoterapeuți, puteți să faceți o evaluare și să vă dați seama după primele vizite ale copilului dacă poate face sport de performanță sau nu? Cu siguranță, noi avem niște linii, suntem o echipă de specialiști, de medici care stabilim pe română, și ce facem cu ăsta? Îi dăm drumul sau nu îi dăm drumul? Ce facem cu ăsta? Îi dăm drumul, nu îi dăm drumul? Da, ăsta e ok, nu are nicio problemă, să îi dăm drumul. Când nu avem o evaluare foarte exactă din partea noastră, solicităm alte opinii din partea altor specialiști. Și de la ce vârstă se poate face o astfel de evaluare? De la 7 ani. De la 7 ani noi facem evaluare la copii, vin gândăcei aici cu părinții și umple spațiu. Deja am creat un spațiu mult mai generos afară, pentru că nu avem voie, fiind vorba despre distanțare socială, să stăm puțin mai răsfirați. Am creat condiții... Măcar un metru și jumătate exact, să avem. Exact, un etaj special numai pentru ei, pentru evaluări și pentru a putea identifica dacă au sau nu au probleme de sănătate. Repet, ei vin la 6 luni și dacă se întâmplă asta în București, m-am prezis acum 2 ani cu un număr de 200-300 de copii, peste 6 luni 2-3.000 de copii, peste încă 6 luni 5.000 de copii, peste încă 6 luni 7.000 de copii. Deci un număr extraordinar de mare, pentru că este nevoie de o asemenea activitate. Bun, te dusesei cu întrebarea către Narcis, iartă-mă, și are și el băieți care fac fotbal și tu. Ai făcut sport de performanță. Unde trebuie tot timpul să fii atent? Mai ales prin prisma faptului că ai trecut prin ele. Bun, în primul rând, când am primit această invitație, m-am gândit bine că de regulă trebuie să abordăm subiectele pozitive și frumoase ale carierei noastre. Dar neglijăm ceva foarte important. Dacă pentru domnul doctor este un subiect drag, pentru mine nu e drag, dar e foarte important. Adică cine neglijează treaba asta are foarte mult de pierdut, și spune cineva care a avut foarte mult de pierdut, adică eu. În sensul în care atunci când trebuie de la bun început să stabilim faptul că indiferent de ce sport faci, sau hai să vorbim de fotbal pentru că aici am experiența personală, indiferent cât de bun ești sau cât de talentat ești, nu vei scăpa de accidentări toată cariera, din diferite motive.
se va întâmpla treaba asta. Important este că atunci când vine o accidentare, trebuie să stăpânești acele fronturi care se deschid, pentru că se deschid câteva fronturi de discuție extrem de importante, care nu le conștientizezi când ești mic. Acum, sigur că am derulat timpul, eu am avut două accidentări foarte, foarte lungi, de aproape un an fiecare, o pubalgie, care, sigur, acum este tratată mult mai simplu, dar eu am stat foarte mult și au venit exact când nu mă așteptam. Chiar... De ce însemna tratamentul pentru dumneavoastră? Păi tratamentul a însemnat să-mi schimb total modul de gândire. Și pe scurt am să aduc aminte acel episod. Chiar zilele trecute, repet, când am aflat tematica, am vrut să prefacez un pic pe blogul meu, pentru că efectiv m-au apucat toate amintirile carierei. Ce a însemnat această accidentare? În primul rând, spuneam de fronturi care se declanșează atunci când te accidentezi. Te întreb de ce am pățit asta, ce n-am făcut bine. Nu m-am încălzit, nu m-am alimentat, nu m-am odihnit. N-am fost bine încălzit, a fost mai puternic adversarul și m-am lovit sau în cazul rupturilor ceva n-am făcut cum trebuie. După aia îți vine altă întrebare sau dacă nu-ți vine, trebuie să vină părintele sau cel care are grijă de copil. Sunt protejat? Ce urmează? Că toate costă și este foarte important, una este să te duci la un medic să te facă bine, să mergi la piață și alta este să faci un sport de performanță, să concurezi cu alții. Apoi îți pui întrebarea cât de repede revin, pentru că ai dorința aceea de revanșă, este cumplit să stai în tribună și să-ți vezi colegii. Au fost meciuri de Champions League pe care l-am pierdut din cauza acestei accidentări. Vin dezamăgiri, lumea indirect sau direct. Și mergeai cu ei în cantonament? Sau? Sigur că da, mergeam cu ei, făceam separat, domn doctor, domn profesor. Adică trebuie să adaptezi tot timpul și exercițiile. Exact. Și apoi mai urmează ceva. Ce se întâmplă dacă nu mai fac bine niciodată? Pentru că sunt și astfel de cazuri. Eu știu să fac ceva pe lumea asta? Nu. Hai să mă duc la școală. Hai să am un plan B. Amintei de copiii mei le spun mereu că s-au săturat de care e planul B. Trebuie să ai planul B. Aici a avut grijă domn profesor să fie foarte atent și m-a pus la învățat. Deci întrebările astea se declanșează de la o banală accidentare. Unele sunt lungi, altele scurte, dar de aceea este foarte important, pentru că trebuie să schimb modul de gândire. Și eu mi l-am schimbat. Din momentul ăla am făcut 1000 de abdomene pe zi, acum am oprit, să nu mai fac 1000 de abdomene pe zi. Acum doar 800. Da, trebuie să faci 1500 acum, să știi. 1500. Am făcut abdomene, m-am dus la școală, am făcut facultate, am încercat să-mi filtrez mai bine prietenii, că apropo de prieteni, te părăsesc și ei la un moment dat. Deci sunt foarte multe lucruri unde trebuie să fii puternic mental și mă bucură foarte mult tema. În a doua parte a discuției noastre vom vorbi cu psihologul Corina Goreac exact despre aceste chestiuni, despre cum te recuperezi și mental, pentru că o întrebam în discuția noastră dinainte. Cât e fizic și cât e mental în pregătirea sportivă? Și mi-a spus, amândouă vin 100%. N-ai cum una fără cealaltă. Domnule profesor, abordăm această chestiune a grijei părinților față de copii și la ce trebuie ei să fie atenți. Dumneavoastră, spre ce le-ați atrage în primul rând un semnal de alarmă? Da, cum să abordeze sportul de performanță al copiilor? În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Noi vă mulțumim. Mă bucur că suntem aici și mi-aș dori ca asemenea întâlniri să se mai desfășoare de acum încolo, pentru că este bine ca și părinții să știe niște lucruri pe care, din dorința de a-și vedea copiii fotbaliști sau sportivi de înaltă performanță, neglijează unele aspecte. Referitor la psihologa, doamna psihologă de care a spus dumneavoastră, care precis că va veni cu niște argumente mult mai profesioniste decât noi, este bine să se știe că în cadrul antrenamentului pregătirea psihologică este un factor de antrenament, că pregătirea biologică este un factor de antrenament și mă întreb, domn doctor, oare câți medici cu specializare în medicină sportivă sunt în România? Mă întreb, nu știu, știți mai bine decât mine? Din păcate foarte puțin. Știți mai bine decât mine, da? În același timp, ca o paranteză, colegii din universitate au făcut un studiu privind potențialul somatomotric și funcțional al elevilor de la clasa 1-a, 5-a, 9-a și a 12-a și avem o evaluare, dacă vreți, a copilor din toată țara, cam unde stau din punct de vedere somatomotric și funcțional. Acum, revenim la problema psihologică și la problema părinților. În cariera mea, mă rog, am și antrenat la copii și juniori și am și lucrat foarte mult la club de înaltă performanță și în federație, nu mai contează. Important este următorul lucru să vă spun. Se discuta despre psiholog la loturi.
Vreau să știți că cel mai important loc pe care psihologul sportiv, după părerea mea, trebuie să-l aibă, este la copilul de la 12 la 16 ani. Deci fiecare club, spun asta și din experiență, că am lucrat într-un club de înaltă performanță și am avut psiholog și specializat pe copii, la această vârstă, între 12 și 16 ani, în copil se întâmplă foarte multe schimbări, foarte multe modificări, privind toate procesele endocrine, domnul doctor le știe, de creștere, de dezvoltare, de probleme de învățare a unor elemente, procedee din sportul respectiv. Și atunci, un psiholog este neapărat necesar, deci nu este o chestie, dacă vreți, acum la modă. Un psiholog sportiv la copiii care practică sportul de la 12 ani, de atunci până la 16 ani, este obligatoriu. Discută lumea psiholog la echipa mare, deja este prea mult spus. La echipa mare sunt alte probleme. Domnule profesor, de părinți? Părintele. Vă spun și de părinți. Da, sunt curioasă cum trebuie și părintele să abordeze, pentru că până la psiholog, și de asta mi-am permis să vă întrerup, până la urmă, tot cu mama vorbește cel mai mult, tot cu tata. E adevărat. Și este esențial rolul lor în toată povestea asta de performanță. Părintele, după părerea mea, în general, știți, nu există facultate pentru părinți, e cert. Bun. Și părinții fac ceea ce simt, ei fac ce mai bun pentru copilul lor și asta își doresc. Dar unii dintre ei, indubitabil, din dorința de a face bine, greșesc. Vă dau câteva exemple. Copilul face o greșeală sau nu e cu minte sau s-a luat o notă proastă la școală, părinții ce spune? Nu te mai duci la fotbal. Nu, este exclus. Poate să-i spună părintele, nu-ți mai cumpăr telefon sau nu-ți fac altceva. Pentru că dacă se duce la fotbal, copilul face mișcare, face o educație și face un sport de performanță. Nu spui că nu-l mă duc, că îi place, el se duce acolo să muncească. Copilul muncește cu plăcere când face, oricine muncește cu plăcere când face ceea ce îi place, asta e cert. Dar plăcerea de a face sport de înaltă performanță diferă, iar părinții, mai ales la fotbal, că discutăm de fotbal, văd în copilul lor un viitor, o viitoare resursă de venituri, trebuie să vorbim, și exagerează, adică intervine foarte mult în procesul de instruire al copilului. Cea mai mare greutate este pentru un fotbalist să-și facă copilul fotbalist. Pentru că am cunoscut un exemplu de fotbalist, cel mai talentat era când am ajuns în clubul respectiv și am făcut testările tuturor copilor din aia și din cauza părinților și a tatălui care fusese fotbalist, copilul nu a reușit pentru că avea alt gen de exigență, avea alt gen de atitudine față de copil. Copilul trebuie lăsat să-și vadă de treabă, trebuie lăsat pe mâna antrenorilor care știu cum să dozeze efortul, apropo de ce spunea domnul doctor. Simt că n-ar ce vrea să ne spună din experiența lui, că a zis că așa e. Și e și mai greu să fie antrenorul copilului. Asta este incert, foarte greu. Sunt de acord cu domnul profesor. Este foarte greu. Sigur că ne trebuie o altă conferință de a vorbi despre educarea părinților. Sigur că mass media dezvoltă foarte mult acest sport, dar pe undeva crește agresivitatea, eu știu, părinților de a impune copiilor să ajungă exact ca ăla de la televizor. Da, e foarte greu să, mai ales ai și propriul copil care joacă, pentru că știi cum e, la sfaturi e cel mai bun. În momentul când ești în cauză, atunci e greu să discerni și e de preferat să-l lași mai mult liber și să se dezvolte, sigur, să corectezi greșelile de rigoare. Aș vrea să vorbim cu un părinte de 3 copii. Simona Amnar este în direct cu noi. Și eu am tot 3. Vrei să vorbești cu un alt părinte? Cred că a fost un criteriu de selecție. Cine are 3 copii să vină la conferință? Să ridice masca sus. Simona, bine ai venit din nou. Bună dimineața. Bună ziua, bine v-am găsit. Să nu cumva să mai faci unul. Da, așa este, într-adevăr, și eu am 3 copii, toate vârstele, cel mare are 18, 7 jumate, 3 jumate, deci toate categoriile de vârstă. La mine sunt din 5 ani, să nu uit, 2000, 2005 și 2010 s-au născut. Nu v-am auzit. Spuneam că ai mei sunt 3 băieți, toți născuți din 5 în 5 ani, în 2000, în 2005 și în 2010. Am zis să fiu sigur că nu uit câți ani au. E mai simplu. Am înțeles.
Da, pentru că tot vorbim de părinți și copii. Eu când am început gimnastica, atunci când am intrat în sala de gimnastică, mama nu m-a dus la medic să vadă dacă pot merge mai departe, dacă, eu știu, pot ajunge mare sportivă. Cred că primul contact atunci când ai o problemă de sănătate îl vede foarte bine antrenorul. Pentru că el te vede toată ziua în sală, el vede ceea ce faci, cum te miști, dacă mama nu-și dă seama, pentru că acasă nu te dai peste cap sau faci anumite lucruri pe care să le vadă. Dar antrenorul cred că este primul care își dă seama dacă e o problemă la coloană sau și dacă continuăm mai departe sportul de înaltă performanță. Problema este exact cum spunea și nu știu câți medici specialiști în medicină sportivă avem. Am lucrat toată viața ca sportivă pe durere, da? Cu dureri musculare, cu dureri de coloană, am avut rupturi fibrilare, am făcut la acupunctură și infiltrații, numai eu știu cât. Dar ne trebuie specialiști pe medicină sportivă, pentru că este foarte, foarte greu să adaptezi un copil normal care nu face sport de performanță și un sportiv care face sport de înaltă performanță. Știm foarte bine, când vorbim de sportul de înaltă performanță, nu mai este sănătate, da? Și știm foarte bine că apar dureri, că apar probleme, dar trebuie să găsim soluții pentru a ne recupera foarte bine pentru marile competiții. Și eu mi-am dus copilul la gimnastică și la fotbal, l-am dus pe cel mare și știu ce înseamnă, am văzut cum intervin părinții în antrenamentele de fotbal, cum își lovesc părinții copiii, am văzut și lucrul ăsta la anumite meciuri. Da. Deci am văzut, am trecut prin foarte multe și ca părinte, ca fost sportiv, ne dorim că atunci când facem sport de performanță sau orice sport, prima dată să fim sănătoși, după care vor veni și celelalte lucruri. Despre bazele de antrenament, ce ne poți spune, Simona? Pentru că fiecare sport are particularitatea lui, dar și modul în care te antrenezi înainte de o competiție trebuie să fie, mă gândesc, în concordanță. Adică dacă te antrenezi pe ceva înainte de competiția respectivă și de terenul aferent competiției respective, trebuie să existe cam același tip de așteptări și de antrenament. Exact. Și de... Da, te rog. Așa este. Știm foarte bine că atunci când mergi la o competiție, aparatele nu sunt la fel. Bănuiesc că și în fotbal, gazonul nu seamănă unul cu celălalt. Atunci apar iarăși probleme de sănătate, apar dureri. Atunci când te antrenezi, normal că acasă ai posibilitatea să, mai ales la gimnastică, să faci un antrenament pe groapa de bureți sau să aterizezi pe o suprafață mai moale. Dar când ajungi la concurs, acolo nu mai e nici groapă de bureți, nici suprafață moale și atunci normal că antrenamentele sunt mult mai grele, duritatea este, mai ales aparatele, pentru că nu toate seamănă. Avem aparate care sunt mai dure, mai tari, solul nu este atât de elastic cum îl ai tu pe cel de acasă și atunci normal apar dureri de coloană, de glezne, te confrunți cu situații pe care nu le-ai trăit acasă și atunci ajungi la concurs și descoperi că ai plecat de acasă fără medic. Trebuie să găsești un medic sau o persoană care să te ajute să te recuperezi pentru că a doua zi ai concurs. Sunt tot felul de situații și soluții puține. Și atunci, antrenorul împreună cu sportivul trebuie să găsească soluții pentru a concura a doua zi. Tu ai trecut împreună cu colegele de la lotul olimpic prin această chestiune. Vă rugați de medicii de la alte echipe să vă ajute atunci când aveți o problemă? Așa este, nu întotdeauna am plecat în competiții cu medicul sau cu asistenta după noi și este normal că atunci când ai o problemă să apelezi la medicul concursului, pentru că la fiecare concurs este un medic pe concurs și atunci este normal să apelezi la acest medic să te ajute să găsească soluții pentru a te recupera cât de cât pentru a doua zi. Este foarte greu pentru că nu întotdeauna se găsesc soluțiile cele mai bune, dar trebuie să strângi din dinți să mergi mai departe. Simona, o ultimă întrebare te-aș ruga, pentru că suntem în criza asta a COVID-ului, nu știm cât va dura. Cum crezi că se schimbă sportul după povestea asta? Mă uitam, a început Bundesliga, nu s-a mai sărea nimeni în capul nimănui la un gol. Făceau așa cu cotul. La gimnastică este foarte greu, pentru că nu ai aparate în dormitor, în sufragerie, după care, după două luni de stat acasă, să vii direct în sală și să te sui pe aparate. Nu, trebuie să o iei de la zero. Un an de zile până la Jocurile Olimpice în gimnastică este foarte, foarte puțin. Recuperarea va fi foarte grea, antrenamentele nu sunt suficiente pentru a te pregăti pentru Jocurile Olimpice. Va fi foarte greu, nu știu ce va face gimnastica, știu deja sportive care s-au lăsat de gimnastică, sportive care aveau șanse la marile competiții, pentru că pentru gimnastică această perioadă a fost foarte grea. Într-adevăr, prioritatea este sănătatea.
vom vedea ce se va întâmpla și cum se vor găsi soluții pentru a relua antrenamentele ușor și fără să apară probleme de sănătate, pentru că cu siguranță vor fi probleme de sănătate, dar soluții pentru a ne recupera cât mai repede și cât mai bine. Mulțumesc foarte mult, Simona. Am întors spre Călin Marin, kinetoterapeut. Ce înseamnă efectiv o procedură de recuperare? Pentru că povestea Simona că a jucat, a lucrat, a mers în competiții doar pe durere, povestea Narcis prin ce a trecut. Ce înseamnă? Dacă îmi permiteți mie două vorbe vis-a-vis de Călin. În sfârșit ne întoarcem la cauză, da. Pentru că întotdeauna am mers pe efect, efectul este o leziune, efectul este o durere într-un localizată la diverse articulații, dar niciodată n-am mers la cauză. Foarte, foarte greu, din păcate, ne întoarcem la cauză. Iar copilul sau jucătorul respectiv va avea recidivă permanent dacă tratăm doar efectul. Dacă nu ne întoarcem la cauză și noi am căutat în decursul anilor de când ne cunoaștem noi, de când era junior la 17 ani, am căutat soluții tehnice. Cum facem să nu se mai întâmple? De ce a apărut? De ce nu ne întoarcem? Ei, în sfârșit, am găsit explicația. E vorba despre echilibru, despre axul kinetic și am mers permanent pe un program, am implementat un program specific de recuperare pentru diverse afecțiuni, astfel încât după ce trece pacientul prin evaluări, merge pe la sala de fizioterapie, face lasere, crioterapie, curenți și așa mai departe, la kineto el trebuie să facă reechilibrarea axului kinetic. Așa e, Călin? Așa e. Bineînțeles. Ideea, cred că trebuie să ne gândim foarte mult la partea asta de conștientizare a posturii, în primul rând. Pentru că, deși Simona ne-a spus ceva, că părintele ar fi primul care ar trebui să constate anumite deficiențe ale coloanei și așa mai departe, din păcate nu există o educație în acest sens. Și atunci cineva trebuie să o facă. De multe ori copiii ne ajung la vârste destul de înaintate pentru evaluare. Dacă nu vin la noi la timp... Când începe? Pentru că exact. Mă gândesc că după această conferință, cel puțin eu una așa își face și voi face asta, când fiul meu va avea vârsta necesară, vreau să merg să îi facă un medic specialist o evaluare ca să știu, da. Calcă bine, nu calcă bine, a crescut drept, n-a crescut drept, poate să facă sport de performanță, nu poate. Da, trebuie făcut periodic, clar. Tatălui vrea să ducă la basket. Da, de două ori pe an trebuie făcut neapărat evaluarea. Mai mult de atât, cred că orice echipă, indiferent de sportul pe care se practică la acea echipă, sport, fotbal, basket, absolut orice, trebuie neapărat să aibă un specialist în cadrul acelei echipe. Da? Echipa se construiește cu medic specialist de recuperare, cu kinetoterapeut și așa mai departe. Toată echipa medicală care trebuie practic să fie în staful acelei echipe. Nu se poate altfel. Pentru că după fiecare antrenament, după fiecare meci, trebuie atât recuperare în cazul în care apar accidentări, cât și partea de refacere, care e foarte importantă. Da? Se știe foarte bine, FIFA recomandă ca meciul să nu se desfășoare mai des de două zile, pentru că este imposibil să te refaci în timp util. Da? Și să fii 100%, să fii complet refăcut. Și atunci recomandă la cel puțin 72 de ore, 90 și ceva de ore pentru a putea intra din nou în competiție. Da. Bine, la noi în țară deocamdată nu putem vorbi de așa ceva, dar e foarte important să există o educație a sănătății, pentru că nu există, din păcate, la noi. Întrerup, Călin, și vreau să rog pe Narcis să-și amintească vremurile petrecute la Urziceni cu Dan Petrescu, care știm cât de restrictiv și de atent la detalii și la amănunte. Toate antrenamentele începeau cu cel puțin o oră înainte de a începe antrenamentul propriu zis. Da? Jucătorii mergeau în sala de forță și făceau încălzirea, făceau forță la aparate. Mergeau singuri, da? Mergeau singuri, nu? Dar nu exista că îi urmăream, noi supravegheam, noi nici pe departe. Așa. Bine, îi supravegheam din umbră, dar oarecum. Dar erau conștienți că trebuie să facă treaba asta, că altfel riști accidentări. Dar ce riști, în primul rând? Au ieșit campioni anul acela. O întindere, să cazi prost. Păi nu, să pregătești organismul pentru ce urmează. Antrenamentele erau complexe și dacă la început au fost câțiva, nu mai lipsea nimeni. În câteva luni, mai mult decât atât, dacă unul întârzia, își făcuseră un regulament interior între ei, jucătorii, care fiecare plătea, nu știu ce, masă sau
alte amenzi. Dacă unul nu vorbea românește, erau două încălcări foarte grave. Da, că aveam și mulți străini. Și să fie forțat să învețe românește, aveau un trei. Cine vorbește pe altă limbă plătește masa sau cine nu vine la ora de care vorbea domn doctor. Era extrem de important și intri din primul minut în antrenament, nu-ți mai trebuie să te trezești în momentul de acomodare și eviți accidentele, ceea ce este foarte important. Iar după fiecare antrenament, posturarea. Exact. Care este extrem de importantă. După fiecare antrenament, posturarea înseamnă axul kinetic. Ce înseamnă? Posturarea, adică anumite poziții prin care, de exemplu, cea mai simplă poziție e aceea, pe spate întins cu fața în sus și picioare la perete. În unghi de 90 de grade, ca aia îndreaptă, echilibrează coloana foarte bine. În momentul când ai echilibrat coloana, în timpul antrenamentului, cu siguranță apar dezechilibre, care dacă după antrenament, atunci când ești încălzit, nu echilibrezi un pic bazinul, coloana, a doua zi te încarci cu ele, a treia zi te încarci cu ele, a patra zi te încarci cu ele, deja la cincea zi ai leziune, simți o încărcare în coapsă, simți o încărcare în gambă și așa mai departe, da? Scuze-mă că te întreb. Și este vorba de faptul că pentru a putea consolida ceva, mai întâi trebuie echilibrat. Clar, dacă noi nu echilibrăm mai întâi și consolidăm dezechilibrul acela, nu putem merge decât în rău, da, din ce în ce mai rău. Din păcate, la noi vin pacienți accidentați deja, gata, cu niște leziuni, iar noi niciodată nu, toată lumea mă întreabă, sau pacienții în general, cât timp durează recuperarea respectivă ca să pot să intru cât mai repede în joc. Și totdeauna le spun, depinde cât de mult echilibrezi un pic axul, pentru că cu siguranță tu ai avut o problemă, trebuie reevaluată situația, postura și cât de mult vei înțelege că de acum încolo trebuie să-ți schimbi un pic modul de antrenament, modul de pregătire și după antrenament trebuie să urmezi un ciclu, înainte de antrenament trebuie să urmezi un ciclu dacă vrei să faci sport de performanță, pentru că altfel vii tot timpul la noi, vii în fiecare săptămână. Da, chiar da. Aș vrea și le reamintesc celor care se uită la noi că este o campanie susținută de RomGaz, începută din octombrie, Asociația Medicilor și Specialiștilor Kinetoterapeuți din Fotbal și pe site-ul și pe Facebook-ul și pe site-ul de YouTube al acestei asociații, pe Sănătate prin Mișcare vă puteți uita, sunt și câteva filmulețe despre cazuri tineri care la 14, la 16, la 17 ani au suferit o accidentare și au venit să se trateze. Vă rog. Da, tocmai vreau să spun că, într-adevăr, accidentările care se întâmplă la sportivii seniori, trebuie să coborăm un pic și la juniori și să vedem și cauzele care sunt. Sunt cauze legate de desfășurarea procesului de antrenament, sunt cauze legate de ceea ce copilul face în particular acasă, sunt cauze legate de nutriție, poate putem discuta o dată și despre nutriție, care știm foarte bine că este foarte importantă, dar... Dar puteți puncta chiar acum, pentru că e important, toată lumea cred că se întreabă, ok, după ce m-am accidentat, ce fac? Fac recuperare, mă duc la psiholog, ce mănânc? Nu? Analiz, nu e important? Da. E important, nu? Analizele pe care le face domnul doctor și probabil că face și analize de laborator, sunt analize care ne dau și concentrația de calciu și ce are copilul lipsă. În general, la vârsta aceasta, de obicei, calciu este preponderent, este lipsă de calciu și atunci trebuie să vedem o alimentație, cum o facem la copii, ce fel de vitamine, că există vitamine cât de cât normale. Și trebuie să ne gândim în primul rând la mișcare, aș coborâ și probabil că lumea se supără dacă spun acest lucru, trebuie să ne gândim și la numărul orelor de educație fizică din școală, pe care copiii le fac, sunt o oră, două ore, este incredibil. Și ca un exemplu, în Ungaria sunt 5 ore pe săptămână de educație fizică. Asta nu înseamnă că ai face toată țara sportiv, nu. Înseamnă că să facem mișcare și să putem să ne dezvoltăm armonios, să putem să calitățile pe care le avem fiecare dintre noi să le fructificăm la maxim. Dar problema psihică a copilului în general și a sportivului este dorința lui de a intra repede în joc și de multe ori ne întâlnim cu următoarea chestiune. Noi ca și medic, ca și kinetoterapeut lucrăm foarte bine cu el, este în regulă, dar totuși nu este refăcut total. El, din dorința de a juca,
din dorința de a participa la evenimentul respectiv, intră în teren și atunci face recidivă și atunci este, domnul doctor, știți, și cu mult mai gravă decât ceea ce am făcut înainte. Și atunci, da, de ce se accidentează? Care e treaba? Din fericire, noi încercăm să ținem legătura foarte strânsă cu antrenorii. Perfect. Dacă de obicei antrenorii, vezi că am un jucător, un genunchi, un frate, vezi despre ce este vorba. După ce l-am văzut, îl sun și spun, vezi, face aia, face aia, face aia. După care știi foarte clar că nu-l bagi la joc. Da? Corect. Care el trebuie să facă pregătirea aia specifică. N-are cu cine să o facă, pentru că este un singur antrenor la o grupă de copii. Nu e așa, Narcis, că corect. Din da, punct da. De vedere, acolo sunt probleme, clar. N-ai bani să ții un kinezioterapeut, n-ai bani să ții un preparator să ai un staff medical la vârsta ta. Da. Bine, avem și exemple de bună practică, Viitorul. Da, se pune problema. Da, care are un staff sigur, incredibil. Da, este, incredibil. Vorbim de excepție. Și vom vorbi și cu Gică Popescu, cred că, în la partea 12, a doua, da. A emisiunii. Și acum ne așteaptă Răzvan Marin. Da, ne așteaptă Răzvan Marin. El a trecut pe acolo. Uite, deci problema a trecut pe acolo. Bună dimineața! Bună ziua, bună ziua! Cum ai ajuns, Răzvan? Știu că ai avut așa ultimele două zile foarte încărcate. Ai fost parte dintre cei mulți, câteva mii de români care a stat ore în șir în vamă la Tânătlac. Ce s-a întâmplat acolo? Cum ai suportat momentele? Da, într-adevăr, am trecut granița după 21 de ore, dar până la urmă n-am avut ce face. Important a fost că am fost cu familia și a trecut mai repede timpul, ca să zic așa. Asta e. Din păcate, cred că se întâmplă doar la noi astfel de lucruri, dar nu avem ce face, mergem înainte. Ce faci cu pregătirea zilele astea? Că suntem încă în pandemie, înainte de un antrenament vorbeam aici de cât de importantă este încălzirea. Unde te antrenezi, cum te antrenezi, când te întorci la Ajax? Da, deocamdată oricum avem și un program de la echipă, prima săptămână este liberă, să ne relaxăm puțin, pentru că deja ne pregătisem singuri foarte mult timp, cred că vreo două luni de zile, și după am început ușor cu echipa în grupuri de câte trei jucători. Deci deocamdată o să mă relaxez, iar apoi bineînțeles că o să încep să fac program. Cum a fost pregătirea în această perioadă de COVID? Când vorbeam înainte de conferință, îmi spuneai că faceți antrenamente în grupuri mici. Cum vă faceți încălzirea? Cât faceți antrenamentul? Și mai ales pe ce vă antrenați înainte de competiție? Da, din păcate când nu am avut voie să ne antrenăm la baza de pregătire, alergam în parc, pe asfalt, unde bineînțeles că nu este tocmai ok, pentru că pot apărea dureri la genunchi, glezne, spate și așa mai departe. Dar de când am început să ne antrenăm la bază, trebuia să mergem cu o oră înaintea antrenamentului, iar apoi puteam să ne facem, bineînțeles, programul de sală, programul de încălzire pe care îl făceam în grupuri de câte trei, ca și la antrenament. Și bineînțeles că ne simțeam foarte bine și tot timpul facem asta, nu numai pe perioada asta. Răzvan, dacă îmi permiți, sunt doctorul Chiriac. Vreau să te întreb cât de important este să ai o evaluare medicală la grupa de copii, de juniori și apoi progresiv către lotul mai mare, către vârsta mai mare? Foarte important. Este foarte important. Din păcate, la noi în România nu cred că se pune foarte mare accent pe treaba asta, dar eu de când am ajuns în Belgia la Standard, tot timpul înainte de antrenament vedeam jucători cu 30 de minute înainte, cam așa. Fiecare mergea să-și facă programul lui de încălzire. Asta este valabil și la juniori și cam la toate grupele până la echipa mare. Cum spuneam și înainte, în România nu cred că se pune un accent foarte mare pe treaba asta, cu toate că este foarte, foarte important. Tu ai început la Viitorul, oricum ai avut totuși, nu? Ai început la Viitorul, da, și la Viitorul, într-adevăr, la Viitorul făceam, dar la juniori nu chiar așa de mult, la echipa mare, într-adevăr, am început să fac. Erau și ei mai la început. Asta. Da, corect. Da. Oricum, ai avut vreo accidentare mai serioasă? Nu, niciodată.
Te-a ferit Dumnezeu, Doamne. Înseamnă că te pregătești foarte bine și ai un program individualizat. Bănuiesc că ai avut discuții și cu medicul lotului care ți-a recomandat ceva, sau cu kinetoterapeut, sau cu preparatorii fizici care îți creează un program individualizat de pregătire. Da, așa este. Eu, separat de echipă, mai merg la un kinetoterapeut de fiecare dată când am mici dureri și el mă ajută să mă pun pe picioare, ca să spun așa, cu toate că nu sunt accidentări sau probleme grave. Doar mă îndreaptă, mă trage puțin de picioare, de spate și așa mai departe. Noi n-am discutat niciodată vis-a-vis de acest îndreptat. Vezi cât de mult contează, de fapt, axul kinetic și echilibru coloanei și a bazinului în timpul alergării și a tracțiunii? Da, eu chiar și la standard mergeam tot așa separat. Odată la 2-3 săptămâni mergeam la osteopat să mă îndrepte, să... E normal ca după o anumită perioadă de timp să apară mici dureri la spate, mai ales din cauza intensității antrenamentelor. Și tocmai de asta făceam lucrul acesta separat. Dar mai fi o întrebare, făceai acest lucru pentru că te obliga clubul sau recomanda clubul, sau făceai pentru că așa știai tu din experiența proprie? Nu, făceam pentru că așa simțeam eu. Bineînțeles că venea și recomandarea doctorului de la club și a kinetoterapeuților. Deci da, și na, o făceam din propria voință, ca să spun da, așa. Pentru că aveam o discuție aici despre faptul că în momentul în care mă duc să joc în sportul de performanță pe teren de iarbă, bine ar fi să mă antrenez pe iarbă, nu pe sintetic, pentru că o să răspund altfel organismul la pregătirea mea. Pe de altă parte, e important ca la cluburi, mai ales la cluburile mici sau la cluburile de oraș, să existe această verificare sau această îndrumare și a părinților și a jucătorilor spre o evaluare medicală. Pentru că tu, ca părinte, nu știi ce să cauți. Tu, ca jucător, vrei să tot timpul să te autodepășești. Niciodată, sau mă rog, în foarte puține cazuri, vei fi atent la ce mă doare, ce nu mă doare. Povestea și Simona mai devreme, nu? A jucat, a mers în competiție doar pe durere. Făcea infiltrații, se ducea și strângea din dinți și lua o medalie. Tot timpul dorința asta de autodepășire, evident, te face să vrei să-ți împingi și corpul spre a depăși limitele. Răzvan, da? Vreau să te mai întreb, nu știu dacă ai voie să ne spui, dar oricum, vis-a-vis de alimentație, evident că ai o alimentație foarte echilibrată, și vis-a-vis de tratamentele adjuvante, știu și eu, vitamine, oricum toate se integrează în scopul de a nu fi doping. Da, într-adevăr, noi avem un nutriționist la echipă care ne ajută pe partea asta și tot el se ocupă și de vitaminizare, sucuri în timpul antrenamentelor, de după antrenament. Deci, din punctul ăsta de vedere, avem o persoană specializată, ca să o numesc așa, care se ocupă de aspectul acesta. Și e ceva suplimente alimentare mai speciale, așa? Adică te întreb doar de nu, principiu. Nu, deci cât mai natural. Nu, exact. Vitamine normale, vitamina C, D, ce vitamine se dau de obicei la jucătorii profesioniști? Da. Mai am o curiozitate. Vorbeam aici despre importanța părinților, mai ales părinții care au făcut fotbal de performanță. El a fost privilegiat. Tocmai în modul în care copiii au urmărit antrenamentul și și-au urmat cariera, și vreau să te întrebăm dacă sfaturile lui Petre Marin au avut un impact mare asupra ta și care e cel mai important pe care ți l-a dat pentru pregătire. Da. Bineînțeles, am avut noroc ca să spun așa cu tata, pentru că și el a făcut fotbal de performanță și a jucat la un nivel înalt. Și el mai mi-a explicat că și ei făceau înainte de antrenamente această pregătire. V-am spus, este foarte, foarte importantă tocmai ca să eviți accidentări grave, că am văzut că în ultima perioadă apar foarte multe accidentări la genunchi, ruptura de ligamente, de exemplu, nu știu, o văd foarte des acum și mi se pare că din ce în ce mai mulți jucători au această accidentare. Dar sfatul cel mai important de la tata a fost să muncesc foarte mult. Deci, într-adevăr,
trebuie te să muncești. Te certa vreodată așa, pe la antrenamente, după antrenamente? Nu. M-am mai certat, bineînțeles, m-am mai certat. Dar când era mic, indiferent de cât de bine jucam, pentru el tot nu jucam bine. Era de ajuns. Da. Îți mulțumim frumos, Răzvan, și salutăm și pe tatăl tău, cu respect. Vă salută, și ne înclinăm în fața unui jucător adevărat. Okay. Mulțumim foarte mult, ne vedem la meciuri. Numai bine, și mulțumim. Te urmărim. Vă mulțumesc și eu. La revedere, o zi frumoasă. Mulțumim, Răzvan. Călin, uite, spunea o chestiune foarte interesantă, Răzvan, despre această poveste a recuperării și cum trebuie de fiecare dată să vezi, să urmărești. Tu cu ce te-ai confruntat? Că vorbeam și de materialele pe care le găsesc telespectatorii noștri pe Sănătate prin Mișcare, despre tineri care, exact ce povestea și Răzvan, la nivelul junioratului, trebuie să urmărească anumite chestiuni nu mai mult decât un senior. Și înainte să dai lovitura, trebuie să fii cu ochii în patru de cum ai grijă de corpul tău, ca în momentul în care ești gata să accesezi în Liga Mare, să nu pățești ceva. Eu cred că trebuie să ai tot timpul grijă de tine, asta este clar. Și eu am avut la fel o problemă medicală când jucam fotbal, am jucat și eu fotbal. Erai fundaș central, erai stâlpul apărării. Da, și eu am acordat o mai mare atenție și încălzirii și refacerii după ce m-am accidentat. Da, că am văzut câte am de pierdut. Da, ce și Narcis cred că poate confirma chestia asta, că mai mult de atât știm foarte bine cât de mult ce presiune fac și antrenorii pe jucători ca să reintre cât mai repede în joc, deși ei nu sunt refăcuți complet. Da, deci trebuie avută grijă și discutat foarte mult și pe plan educațional și cu ei. Adică aveți și perioada în care antrenorii încă nu conștientizau că una e meseria de antrenor, alta este de preparator, alta e de eu știu ce să zic, preparator fizic sau de kinetoterapeut. Era o orchestră acum 20 de ani. Cu timpul lumea și-a dat seama că sunt meserii diferite, trebuie 15-20 de ani în spate să iei anumite decizii și lucrurile sunt făcute mai profesioniste, din fericire, în zilele noastre. Mi-ați adus aminte, iertați-mă de profesionist, dacă se poate, că tot de fotbal discutăm. Știți că UEFA a introdus acele licențe Pro, B, A, Elită, Junior, Goalkeeper și așa mai departe. Dar UEFA n-a reușit să implementeze licența de kinetoterapeut. De ce? Pentru că pentru a fi kinetoterapeut îți trebuie studii superioare. Iar UEFA în general merge pe sportivi care au liceu și având liceu pot accesa antrenor și așa mai departe. Deci această meserie, dacă vreți, pot spune așa, de kinetoterapeut este foarte importantă. Ar fi și, după părerea mea, și mai important, că mi-am adus aminte de centrul dumneavoastră. Știu că este centrul de medicină sportivă de la noi, care este, se pare, singurul, nu știu dacă, din București, cert e singurul, care face analize top, total. Bun. Și atunci întreb, de ce numai seniorii fac analizele top, total și de ce nu copiii de la 12 ani? Sau probabil dacă părintele contracost, nu știu precis care este relația. Dacă părintele probabil că poate să se ducă să facă. Sunt rațiuni financiare. Da, exact. Și atunci cluburile ar trebui, copiii și la 6 luni să fac control, că discutam de calciu, mai este și fierul, mai sunt și magneziu, sunt toate componentele acestea, apropo de alimentație, ce să conțină, da. Da, aici poate că administrația locală ar trebui să se implice, pentru că nu toată lumea își permite să plătească. Corect, un set de analize. Sumă, da? Da. Eu oarecum am fost contactat din partea Primăriei Capitalei vis-a-vis de un program, cum văd eu cum ar trebui să faceți. Ce ar trebui să fac, ce ar trebui să facă dânsii în sensul, da, în scopul de a ameliora situația aceasta. Le-am dat sfaturi foarte bune, sper. Poate vom demara o colaborare, pentru că exemplu de bună practică, eu să zicem că e Bucureștiul, da? Dar sunt atâtea orașe. Corect. Și nu vorbesc numai de orașe, de județe, și vorbesc de micile orășele, unde și acolo se face fotbal de performanță. De acolo pot pleca 2 jucători, 3 jucători de calitate extraordinară, nu numai în fotbal. Da, atletism, vorbesc de gimnastică, vorbesc de judo, vorbesc de lupte, sunt atâtea sporturi în România. Cred că este momentul unui restart. Cred că în momentul ăsta COVID ar trebui să ne trezească un pic, să ne zdruncine un pic și să ne trezim un pic să investim în sport, în tinerele talente, pentru că o națiune care face sport, o națiune sănătoasă.
Ne-a trezit, că ați văzut, seara merg la mișcare toți oamenii. Deci, ca niciodată, da? Da, ceea ce mare. Și acum, tot că mi-ați adus aminte, ca să nu, că suntem tot, să nu supărăm autoritățile, că am zis de numărul orelor de educație fizică din școală, apropo și de... Dar mai pot crește un pic totuși, păi, parcă numărul de ore. E normal să crească, dar na, sunt alte lupte acolo între... Deci nu mai contează, știm despre ce este vorba noi, cei care lucrăm în domeniu, dar problema vis-a-vis de antrenori, că într-adevăr spuneați de calitatea lor și de... Hai să ne vedem cât este plătit un antrenor de copii juniori și cât este plătit un antrenor de senior care, de fapt, beneficiază de munca celui de la copii juniori. Și hai să încercăm să facem niște reglementări, dar noi discutăm aici la o masă rotundă. Nu depinde de noi aceste reglementări, ca cei care lucrează copii și juniori să fie, într-adevăr, remunerați conform unor standarde precise de profesionism. Da. Și atunci... Trebuie să știți că Germania Democrată n-a fost recunoscută ca nație decât prin Olimpiade. Nu, la ONU nu erau participanți. Iar Germania Democrată, până la clasa a patra, copiii făceau atletism, gimnastică, joc sportiv și natație. După clasa a patra le spunea, deci după ce aveau 10 ani, tu te duci acolo, acolo, acolo. Cei mai buni medici, cei mai buni antrenori, cei mai buni psihologi, cei mai buni biochimiști erau la copii juniori și salarizați ca atari. Și din cauza aceasta Germania ajunsese, țineți minte, în anii 70-80, lângă Statele Unite și Uniunea Sovietică, cum erau atunci pe parcurs. Deci trebuie, ca dumneavoastră mi-a spus că primăria este foarte bine că se implică într-o chestiune din aceasta, dar trebuie să privim toată paleta care ajută la dezvoltarea copilului și începând cu părintele, școala, antrenorul și așa mai departe. În România, până acum câțiva ani, antrenamentul de forță la fotbal la copii juniori nu prea era foarte bine cunoscut. Abia după anii 90 am început și noi să lucrăm coordonare. Adică sunt niște lucruri care țin de amănunt, probabil, din partea noastră, dar noi deja sunt lucruri esențiale. Da, eu sunt de acord, domn profesor, vă mulțumesc că ne-ați ridicat un pic mingea la fileu, vă place și voi, cu siguranță. Da, corect. Vreau să vă spun că s-au făcut pași în ultimii ani. S-au făcut pași în ultimii ani și apreciez foarte mult. Am văzut nivelul competițiilor la copii juniori. Deci e adevărat că domnul Burleanu, de exemplu, a crescut oricum numărul de echipe, de cluburi sportive mici, particulare, care preiau copii, care îi aleargă, îi promovează, da? Contează foarte mult. Și asta în fotbal, am văzut în tenis de câmp. Da, deci competiții săptămânale. UEFA are un program grassroots, fotbal de bază, făcut din anul 1998, în care toate țările ajută să dezvolte fotbalul de bază. Eu am fost implicat în ultimii 5 ani, 7 ani, 10 ani. Este adevărat. Și într-adevăr s-au făcut pași. Federația Scoțiană de Fotbal avea un program de pregătire de la 3 ani, copiii fotbal. Deci fiecare federație, fiecare țară, dacă vreți, se ocupă inclusiv de regulile privind COVID-ul și toate astea, pentru interesele respective ale țării respective. Și la noi, dezvoltarea, cum spuneți dumneavoastră, s-a făcut, dar mai mult până departe, cum se spune. Suntem în ultimele 5 minute ale acestui prim panel și aș vrea să îi las concluzia lui Narcis și lui Călin. Narcis, ce ar trebui schimbat? Unde crezi că ar trebui, în primul rând, să fie atenți jucătorii atunci când merg spre marea performanță? Și după. Bun, în primul rând, e important să avem de-a face cu oameni cu expertiză, cu profesioniști. Sigur că ne adresăm și părinților, dar n-au pregătirea necesară să ia decizii. Este normal, pentru că au cu tot o altă meserie, dar atunci când nu te pricepi la ceva, e bine să-ți duci copilul la profesioniști. E foarte simplu. Adică, vorbind de partea medicală, îl duci la o clinică profesionistă și informații sunt în ziua de astăzi pe internet să accesezi, chiar dacă nu locuiești în București, să zicem. Și același lucru se poate întâmpla și la celelalte domenii, adică și în ceea ce privește școală, la un om care pregătește bine, la o școală bună. Deci ăsta este sfatul meu. Efectiv, să știu că este foarte greu să jonglezi echilibrul ăsta financiar cu calitate-preț, pentru că trebuie să recunoaștem, nu suntem un popor cu un nivel de trai foarte ridicat și de fiecare dată privim un pic și e normal să privim și la preț. Dar este extrem de important și investiția asta în oameni profesioniști va da roade și va avea de câștigat și persoana respectivă. Deci îndemnul meu acesta este să generalizez un pic, pentru că sunt multe discutat și este foarte puțin un minut.
Călin, ultimul minut e al tău. Bun. Trebuie să ne dăm seama că trăim într-o perioadă în care evoluăm tehnologic foarte mult, dar evoluăm pe planul sănătății. Avem telefonul, se cunoaște de fapt sau se fac preconizări că peste 100 de ani vom avea o vertebră în plus din cauza telefonului, din cauza posturii. Da? Eu îndemn părinții să lase mai puțin copiii cu telefoane în mână și cu dispozitive din acestea care să le provoace deficiențe în timp. Da? Și bineînțeles să apeleze la specialiști atunci când au nevoie sau când nu știu, așa cum a spus și Narcis. Ziceți repede, domnii, cu trei copii, cât stau copiii pe tabletă? Ziceți. Avem lupte grele, mai ales în perioada asta acum, deci chiar nu prea poți să le dai alte opțiuni, pentru că nu au un program, noi încercăm să le impunem un program dimineața la 8, trezești, te speli pe dinți, mănânci, mergi la orele online. Tableta înseamnă și ore online. Tot tableta. Nu trebuie să eliminăm. Da, și apoi dacă tot se eliminește tableta de mână și de ochi, așa, cu siguranță continuă și cu FIFA 2000, nu știu cum. Așa, după ce se lipește de ochi, nici nu mai mănâncă la prânz, bineînțeles, că nu știu ce. Eu oricum îi scot afară, ia să-l coarda tu cu tenisul, ia tu cu fotbalul. Din păcate, Nori s-a pățit un accident. Nici tu, domn profesor, a avut o fractură, a făcut o fractură de femur, pentru că n-a mai zis de în casă. S-a disperat, a ieșit afară în fața porții, s-a întâmplat un mic accident și are fractură și acum stă oricum în repaus fizic. Dar oricum îl merge cu cârjele, se deplasează, cu capul e activ, nu-l las foarte mult, dar are două ore pe zi, încerc să le impun două ore pe zi, plus orele. O să mă lupt. Oricum să știi că nu ține cont de ce îi spun eu mare lucru. Adică nu, așa, trebuie să rog pe cineva să-i spună anumite. Ține cont de mine mult mai mult decât ține de... Ține cont de cărnit, da, exact, exact, exact. Vă mulțumim foarte mult. Schimbăm, rămânem cu aceleași teme, schimbăm panelul. Vă așteptăm imediat. Vedeți pe cine v-am pregătit de asemenea specialiști în fotbal, în box, în gimnastică și bineînțeles sunt de vorbă cu psihologul pentru a ne spune cum ne recuperăm din punct de vedere mental după ce am suferit o accidentare. Imediat! Din nou măștile jos.
Sunt Andra Miron, vă mulțumesc foarte mult că urmăriți în continuare evenimentul nostru Sănătate prin Mișcare, îl vedeți pe Facebook, îl vedeți pe YouTube. Astăzi o conferință care încheie o primă parte a unei campanii de conștientizare cu susținută de RomGaz, a Asociației Medicilor și Specialiștilor Kinetoterapeuți din Fotbal. O campanie începută în luna octombrie și care s-a ocupat foarte mult de informarea și conștientizarea referitoare la sănătatea în sportul de performanță, cum trebuie ea să fie urmărită de părinți, de sportivi și, bineînțeles, de cadrele medicale, de specialiștii care se ocupă efectiv de bunăstarea sportivilor. Alături de mine, doctorul Ovidiu Chiriac, reprezentantul Asociației Medicilor și Specialiștilor Kinetoterapeuți din Fotbal. Bună ziua din nou, Ovidiu. Bună ziua din nou. Și le mulțumim. Ne-am încins atmosfera. Da, da, da. Astăzi am avut așa niște discuții interesante. Și o să mai avem. Da. Chiar acum a doua parte este foarte intensă, da, foarte da, da. Intensă. Ni s-au alăturat domnul Mihai Leu, campion la box și la raliuri. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua. Monica Roșu, campioană olimpică la gimnastică, mulțumesc foarte mult. Cu plăcere, bună ziua, bine v-am găsit. Bine ați venit. De asemenea, Adrian Socaciu, președintele Institutului Sportiv Român, mulțumesc. Mulțumesc și bine v-am găsit. Bună ziua, că deja e 12. Psihologul despre care am tot vorbit în prima parte, Corina Goreac, mulțumesc foarte mult, bine ați venit. Bună ziua, bine v-am găsit. Și în direct cu noi, prin Zoom, că respectăm distanțarea socială, vor fi Loredana Dinu, campioană olimpică la scrimă, Alina Dumitru, campioană olimpică la judo, Gica Popescu, acum, cum să-i spun, consilierul onorific al premierului Ludovic Orban, dar îl știm cu toții, marele performer în fotbal, și Marius Alexe, de asemenea fotbalist. Vom vorbi cu Marius despre accidentările pe care le-a avut și ne va spune cum își face acum recuperarea. Ovidiu. Da, este totul foarte, foarte scurt, din păcate foarte scurt timpul, avem foarte mulți invitați. Eu, ca să pot iniția discuția, le spun invitaților că am demarat în octombrie o campanie de conștientizare a populației, a părinților, despre importanța unei evaluări la nivelul categoriilor inferioare de copii și juniori pentru cei care practică sportul de performanță, și contează foarte mult această evaluare, nu făcută numai pe hârtie sau fără un grad de implicare la pe care ni l-am dori. Am fost oarecum mirat de faptul că acum 2 ani, când am demarat, de exemplu, viza medicală la sportiv, la fotbal și la orice fel de sport, la început au apărut 200 de copii, 300, 500, deja acum sunt 6-7 mii de copii care vin de 2 ori pe an să facă evaluare medicală la noi, și am rămas surprins de faptul că părinții erau foarte atenți la detalii, își doreau foarte mult informații, dar îi spuneam, vedeți că copilul nostru, că îl descălțam, de exemplu, și nu pica cum trebuie axul kinetic, un pic pe talus valg, zic că m-a întrebat de ce îl descalz. Păi să mă uit un pic la axă, nu stăm acum să mai măsurăm chiar fiecare, copiii sunt în creștere, sunt înalți, se dezvoltă. Și zic, vă rog eu frumos, te meriți în locul cu tare, faceți niște talonide speciale, nu le poartă în timpul cât face antrenamente, le poartă în mersul pe stradă, mersul la școală pentru a se adapta. Și era foarte surprinși. Da, 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 nu știam de treaba asta. Zic, de-aia suntem noi, ca să vă spunem că trebuie să faceți anumite lucruri pentru copiii noastre. Și iată că ușor, ușor, cu susținerea RomGaz, am reușit să demarăm aceste campanii. Cum ne uităm, Mihai Leu, spre modul în care ne pregătim pentru performanță? Cum ne ferim să nu ne accidentăm, să nu putem să mai jucăm? Bine, în primul rând, întotdeauna, pentru a face performanță, este foarte important să fii 100% sănătos. Și, spre exemplu, chiar țin minte, spre exemplu, fiind sportiv profesionist, în contractul pe care îl aveam, chiar era și stipulat că nu ai voie să faci nicio activitate care poate să afecteze activitatea. Trebuie să facem o schimbare de microfon. Spuneți-mi, vă rog, colegii, ce s-a auzit, ce nu s-a auzit, că o luăm de la capăt, dacă trebuie. S-a auzit, e ok. Și normal că este extrem de important să fii 100% apt pentru a putea să faci performanța.
Dumneavoastră, care a fost cel mai mare challenge, să zic, prin care ați trecut? Bine, eu, spre exemplu, am trăit pe propria în piele și, spre exemplu, la... Ce-a durut cel mai tare, să zic așa? Păi nu, dar la capitolul ăsta, să știți, cumva am trăit pe propria în piele și experiența pe care am avut-o eu, adică faptul că am acceptat să mă urc în ring nefiind refăcut 100%, m-a costat oprirea activității de boxer profesionist. Știți cum poți să înveți... Dar cum ai trecut așa brusc la automobilism? Adică ai trecut așa... Reconversie, ce vorbea și Narcis mai devreme. Deci eu am fost surprins oarecum, noi știm de ceva mulți ani în urmă, dar ai trecut așa. Păi, normal că făcând sport toată viața, la 4 ani am început să fac sport și normal că îmi lipsea enorm de mult și a venit asta cu raliurile, mi-a și plăcut foarte mult. Se pare că mi se și potrivește. Mulți spun, spre exemplu, că la box am ajuns întâmplător, așa că... Ceva verificare medicală pentru cursurile de raliuri, că am niște prieteni care mi-au tot trimis niște carnete. Pui și mie trogoviz acolo pentru zi, pentru ce? Pentru raliu. Nu, da. Vino un pic să ne vedem, să ne cunoaștem puțin. Că, doctore, că sunt, e copilotul meu, lasă că e ok, nu. Veniți un pic să ne apropiem. Să ne cunoaștem. Bine, și aici este foarte, foarte important să fii 100% în formă. Da, mamă. Și normal, să cere vizită medicală, să cere un control medical, dar na, din păcate nu toți la ora asta respectă, dar până la urmă asta spun, fiindcă eu am trăit experiența asta, în momentul în care nu respecti ceea ce ți se cere, practic, tu ești cel care are de suferit în cele mai multe cazuri. Monica Roșu, ce face genunchiul? La fel ai pățit, ai avut accidentare și acum după exatlon... Așa este, am avut o accidentare, dar a fost după ce am încheiat cariera sportivă. Atâta timp cât a fost gimnast, am încercat să cumva să nu ajung în sala de operație. Slavă Domnului, mi-a reușit, dar iată că genunchiul, din păcate, a trebuit operat. Sportul de performanță implică foarte multe lucruri. Gândește-te că am început, vorbesc de gimnastică, cu copiii trebuie să înceapă gimnastica foarte devreme. Eu am început la 4 ani. De la 4 ani până la 20 de ani, organismul tău este supus unui efort foarte, foarte intens. Și atunci toate articulațiile, toată musculatura nu se mai dezvoltă corect. Evident că am avut foarte multe, că vorbim despre recuperare în sportul de performanță, am avut și o perioadă foarte, foarte multe în care m-am accidentat, am avut tot felul de probleme medicale și la vremea aceea nu știu dacă existau atât de mulți kineto, doctori specializați în medicina sportivă. Poate că acum, venind către voi, am derulat cumva cursul meu în gimnastică și mă gândeam că poate în 2005, când am primit acel verdict cu spatele că trebuie să mă opresc din a face gimnastică, că problemele sunt destul de serioase. Mi-aduc aminte că cei de la centru de medicină, doctorii îmi spuneau: ok, ai reușit să câștigi 2 medalii de aur la Olimpiada, ai câștigat la europene, mondiale. N-ar fi cazul să te oprești, pentru că poți să ajungi, Doamne ferește, într-un scaun cu rotile. Gândește-te la un copil tânăr de 18 ani, o tânără de 18 ani, da, să spună că, știi, nu prea mai poți să continui cu sportul de performanță pentru că riști să ajungi, Doamne ferește, într-un scaun cu rotile. Și atunci stai să te gândești ce e de făcut. Îți dorești să continui cu sportul de performanță, pentru că atunci, practic, de acolo începe adevărata, nu știu, performanță. Ești mult mai matur, vezi lucrurile diferit, simți că poți să mai concurezi, dar pe de-o parte stai să te gândești și ce faci cu sănătatea. Și atunci cred că ar trebui să avem niște specialiști care să-i poată îndruma pe sportivi, să poată urma un tratament corect și o recuperare corectă
pentru toate nevoile pe care le au și să le îmbine cumva. Cred că domnul doctor ne poate spune mai multe din punctul ăsta de vedere. Eu recunosc că mi-ar fi plăcut atunci să cer sfatul la mai multor specialiști care să mă îndrume sau să-mi spună corect, da, mai poți continua sau până aici a fost și trebuie să-ți vezi de viață în continuare. Dar mă bucur că ați făcut o astfel de dezbatere. Cred că toate federațiile ar trebui să aibă câte un reprezentant sau nu știu să fie Comitetul Olimpic de la Minister, mă scuzați, ar trebui să se facă o comisie în care cei mai buni specialiști pe care avem noi la ora actuală să aibă grijă de sportivii noștri pe care încă îi mai avem. Da. Din ce în ce mai puțini, dar încă îi mai avem și ar trebui să fie 100% alături de ei, să se ocupe de problemele lor medicale, pentru că aici se poate sfârși o carieră sportivă. Da, de fapt, după ce vorbim cu doamna psiholog, pentru că au atins și Mihai și Monica două puncte foarte importante pe care aș vrea să le detaliem puțin cu doamna psiholog, să vorbim despre care ar fi soluțiile până la urmă, pentru că sunt niște șocuri și fizice și mentale pe care trebuie să le depășească sportivii și, din păcate, doar mama, tata și specialiștii... Deja, dar noi vorbim de sportivi de mare performanță, care avem aici în fața noastră, i-am avut și o să-i avem și telefonic. Ei au fost un pic privilegiați de faptul că la nivelul loturilor olimpice existau cât de cât o evaluare la nivelul Institutului Național de Medicină Sportivă, totuși. Am avut, dar probabil că aveam nevoie în acea perioadă de mai multă, nici nu știu să folosesc termenul corect, transparență, de mai multă amabilitate, da, corectitudine, pentru că, ok, eram, da, la 18 ani, dar cred că puteai să dacă te înțelegi. Dacă ai început la 6 ani, la 7 ani, atunci nimeni nu te orienta, nu știai că sunt doctor pe lumea asta. Nu, atunci se mai pune problema. Nu știai că sunt doctor, da, atunci și atunci e foarte important, pentru că dacă alegi să mergi pe drumul respectiv, dacă știi că îți place acel sport și ești cumva indicată pentru a face performanță, ai nevoie de suport și de susținere pe toată perioada pregătirii, nu doar la lotul de junioare sau la lotul olimpic, când ajungi deja poate din cauza efortului mult prea mare, sunt copii care la 12-14 ani deja au avut nu știu câte fracturi, probleme cu spatele, probleme cu articulațiile și e foarte greu să construiești de acolo. La noi deja senioratul începe la 14 ani, când ai nevoie de foarte, foarte mult antrenament, de foarte multe repetiții pentru a ajunge la nivelul cel mai înalt. Bine, când faci sport de performanță, mai este și dorința aceea de a avea rezultate, de a face, și atunci, de multe ori, chiar dacă tu ai o problemă, să zic, o ascunzi doctorului ca să nu știe de problema ta, să nu te oprească să faci, și asta puțin poate câteodată să fie, adică pe termen mai lung, poate să te afecteze mai rău decât ai face-o la momentul respectiv. Dar cred că este întotdeauna bine ca fiecare să învețe, dacă se poate, din greșelile celorlalți. Cum facem treaba asta, doamna psiholog? Eu zic că până învățăm ar trebui să avem specialiști mai la toate disciplinele, mai la toate loturile de juniori, de seniori, să știi dacă te duci cu o problemă. Dacă spui că te doare, chiar te doare. Dar adică să spui, nu e, că asta e problema, că până spui, doar nu greșesc, doamna Goreac? Exact, se întâmplă ca la un moment dat să nu spui. Mai întâi să din spui? Temerea, exact, din temerea că nu, și acum noi ne punem problema în momentul în care ne vom relua activitatea și sportivele se vor întoarce în antrenamente. Știm că prima parte este aceea de testare și sunt testele fizice. Și sfătuim stafful și, de asemenea, noi ca psihologi lucrăm cu sportivele și le explicăm și sportivii foarte mult că este extrem și este esențial să fii sincer în momentul în care ai ajuns și reiei pregătirea. Tu ca sportiv nu trebuie să forțezi, pentru că risc să te accidentezi, mai ales dacă vreți să punem în acest context. Să luăm acest context. Există o perioadă lungă de timp în care nu te-ai antrenat corespunzător
și vrei să îți revii. Și lucrul pe care eu l-am, întrebarea pe care eu am primit-o de la sportivele cu care lucrez este și eu acum ce fac, din ce punct de vedere? Păi trebuie să fiu în formă în momentul în care mă întorc pe teren. Te antrenezi așa cum ți este programul, iar în momentul în care revii, ești foarte sinceră cu capacitățile și cu limitele tale. Dar din ce pleacă această opreliște de a vorbi? Din presupunerea că fie nu vei fi ales în lot, că nu vei face față, că vei dezamăgi. Deci frica de eșec. Dintr-o frică că de partea cealaltă o să mi se întâmple ceva rău. Antrenorul nu va avea încredere în mine, colegele nu vor avea încredere în mine, chiar eu însămi, dacă este pornesc de la propria persoană, nu voi avea încredere dacă am să, sau am să mă cert că nu m-am străduit suficient. Atunci este important să știu, să încadrez foarte bine obiectivele. În sport lucrăm mult cu obiective și psihologul lucrează la fel, cu obiectivele și cu sarcinile sportivului și antrenorului. Corina, tu ai lucrat foarte mult și cu CSM Fete, echipa de handbal, nu? Ai lucrat cu sportive de înaltă clasă. Unde ai simțit că nu s-au descurcat, de exemplu, la, așa ca și evaluare generală? Unde le era mai greu? La partea aceasta, sportivii de performanță au nevoie de un cadru foarte stabil. Dacă noi nu le furnizăm un cadru stabil din punct de vedere economic, financiar, administrativ, atunci le va fi foarte greu să performeze. Asta am trăit-o deci pe propria de noastră piele, orice, de tot orice. Ecosistemul. De tot, exact, trebuie să, exact, să aibă un ecosistem, lucrurile să funcționeze, fiecare să-și facă treaba, să nu existe întârzieri, să nu existe multe obstacole. Orice obstacol este evaluat de către creier și scade energia din care eu performez. Că mai am o problemă de rezolvat. Pe câtă vreme ar trebui să mă direcționez energia doar spre teren, spre antrenamente, spre antrenament și spre competiție. Exact. Da. Da, vă propun să vorbim acum cu Gică Popescu, un om care a trecut peste niște obstacole. Și bună ziua! Practică. Mulțumim foarte mult! Deja vă trecusem în discuția despre cum să depășești problemele psihologice, cum să-ți găsești forțele așa încât să treci peste o accidentare, dar aș vrea să profităm de experiența dumneavoastră, să nu discutăm doar despre acest aspect și să ne spuneți, de fapt, care ar trebui să fie protocoalele standard atunci când un sportiv vrea să se antreneze, să aibă grijă de sănătatea lui, să ajungă la marea performanță, pe ce să se antreneze, pe ce să nu se antreneze, la ce să fie atenți părinții? Da, în primul rând mulțumesc de invitație. Lucrurile sunt puțin mai complexe. În fotbalul profesionist se spune că antrenamentele este făcute pe aceea suprafață de joc pe care se desfășoară meciul. Adică dacă te antrenezi pe iarbă, dacă joci pe iarbă, să te antrenezi pe iarbă, pentru că diferența între un teren de iarbă artificială și un teren de iarbă normală este total diferită în ceea ce privește viteza de deplasare a mingii, în momentul în care vrei să faci o alunecare, o faci într-un anumit mod, în momentul în care faci pe iarbă artificială și într-un alt mod când faci pe terenul de iarbă. De câte știu eu, terenurile de iarbă artificială sunt mult mai periculoase pentru vitamente, mai arată pe cei mai acest lucru, dar știu de la jucătorii de fotbal. Eu n-am avut să joc pe ce sau să mă antrenez pe terenul de iarbă artificială, pentru că în perioada noastră nu existau. Însă știu de la jucătorii mai tine, de la băiatul meu care are 17 ani și se antrenează sau s-a antrenat foarte mult pe terenul de iarbă artificială, suferă anumite dureri la ligamente, la glezne, la genunchi, pentru că suprafața este diferită decât cea de joc. Eu cred că fotbalul trebuie să desfășoare în continuare pe terenul de iarbă, pe iarbă normală, pentru că riscul de accidentare este mult mai mic decât cel pe teren de iarbă artificială. Bine, discutam înainte de această conferință cu Ovidiu despre cluburi care sunt exemple de bune practici și la viitorul deja înțeleg că aveți tot ce trebuie pentru pregătirea unui sportiv pus la linie și probabil și importat din străinătate potrivit experienței dumneavoastră. Ne puteți spune exact la ce trebuie să fie atent un club ca să facă performanță?
Bun. Un lucru foarte important la care Giga Hagic, atunci când a inițiat acest proiect, a ținut foarte mult, acela al infrastructurii. Însă de multe ori cluburile, având foarte multe grupe de juniori și având terenuri puține, aleg să construiască terenuri de iarbă artificială pentru că le permite să se antreneze și în condiții de ploaie, și în condiții de zăpadă, și în condiții normale pe acest teren. În momentul în care ai un teren de iarbă artificială, un teren de iarbă normală, este foarte greu să faci foarte multe grupe de juniori pe acest teren pentru că se distruge. Deci de aceea multe cluburi aleg să facă un teren de iarbă artificială pentru că le permite să-l utilizeze mult mai mult timp decât un teren normal. Noi avem un mix de terenuri de iarbă cu terenuri de iarbă artificială, majoritatea dintre terenuri sunt de iarbă, însă avem și un teren în mărime naturală de iarbă artificială unde încercăm să băgăm grupele de copii care nu au riscul de accidentare așa cum îl au seniorii și să ținem grupele de copii acolo. Atunci când s-a făcut acest proiect, zic că s-a informat de la cluburile cu tradiție în copii și juniori și în primul rând la Ajax. Am fost de câteva ori la Barcelona, ne-am uitat la cum își desfășoară activitatea, cum își organizează antrenamentele grupelor de copii, pentru că gândiți-vă, noi avem 300 de copii în academie pe care trebuie să-i antrenăm și ai nevoie de foarte, foarte multe terenuri ca să poată să antreneze 300 de copii. Însă până acum lucrurile funcționează, avem o bază cu 5 terenuri, 4 mari, 2 mici. Recent am achiziționat alte 10 hectare de teren unde trebuie să construim încă 5 terenuri. Deci ai nevoie de infrastructură ca să poți să faci performanță și ca să poți să ai un număr mare de copii, ai nevoie de infrastructură. Și ce ați văzut la Barcelona și la Ajax și nu se practică în România? Sunt multe lucruri de teren. Multe lucruri diferă. Noi am avut șansa să, și eu și Vică, să jucăm la un club care este, care a, la un moment dat, a luat drumul proiectului Ajax, odată cu venirea lui Johan Cruyff la Barcelona, a încercat să implementeze aceeași strategie pe care el o trăise și ca jucător și ca antrenor la Ajax și a făcut faimoasa Masia, unde au provenit jucătorii care au devenit campion mondial la un moment dat și au câștigat atâtea titluri cu Barcelona. Deci am avut șansa să ne antrenăm, să jucăm într-un club de asemenea magnitudine, unde au filozofia preluată de la Ajax. Și Gică a furat, ghilimele de rigoare, această filozofie și a implementat-o și continuăm să o implementăm, să o perfecționăm la viitor. Două minute mai permiteți și aș vrea să vă întreb cum credeți că va schimba criza coronavirusului modul în care se face sport de performanță și dorința tinerilor de a se îndrepta spre sport, pentru că acum, pentru că fiecare este în pătrățica lui, nu poți să mai ai atâta bucurie sau nu te mai poți exterioriza în momentul în care ai performanță, când dai un gol, când faci o fază bună. Și probabil că treaba asta, nu știu, va trage înapoi un pic bucuria sportului. Mă uitam azi dimineață, în tribune se puneau jucării de pluș ca să simtă și jucătorii că sunt cei dragi cu gândul la ei. Bun, din păcate, această pandemie afectează într-un mod dramatic partea sportivă, partea fotbalistică, deoarece are anumite influențe atât în partea financiară, care este extrem de importantă pentru cluburi, cât și pentru cea tehnică a antrenamentelor. Ați văzut care este protocolul pe care l-a impus Federația Română de Fotbal sau Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății. Suntem obligați să facem pentru o perioadă de 2 săptămâni antrenamente în grupuri de 4, suntem obligați să stăm în cantonament izolați, suntem obligați să servim masa în casolete de unică folosință, cu tacâmuri de unică folosință și să le aruncăm imediat după folosire. Noi încercăm să respectăm ad literam acest protocol, pentru că consider că este făcut de oameni care se pricep mult mai bine decât noi. Sper ca după cele 2 săptămâni lucrurile să se relaxeze oarecum, pentru că este imposibil să ții o perioadă mai mare de 2 săptămâni, poate 18 zile jucători în cantonament, pentru că nu ar mai avea același stimul moral după 4 săptămâni de cantonament, din punctul meu de vedere, devin legume.
Ei, după două săptămâni, trebuie să meargă acasă, sună familie, să stea cu familia, să stea cu copiii, și când vin pentru jocurile oficiale, să vină cu un alt entuziasm care ți-l dă statul acasă cu familia. Noi facem cantonament o zi înaintea meciului, dar nu mai mult. Deci eu sper că după cele două săptămâni, toată lumea respectând aceste măsuri impuse și de testare la fiecare săptămână, suntem obligați să ne testăm astfel încât după două săptămâni de antrenamente să avem trei teste făcute, și cum au respectat și până acum această distanțare socială sau perioada de izolare, o pot face și în cele două săptămâni care mai vor fi până la începerea campionatului sau după aceea, odată cu începerea campionatului, până când această epidemie va dispărea. Cred că toți jucătorii sunt conștienți și realizează care este pericolul, pot sta acasă, pot lăsa familia să iasă la temperaturi sau să iasă din casă, sunt cât mai izolați astfel încât să nu periclităm competiția. Pentru că în momentul în care o echipă s-ar infecta, cred că acel campionat ar fi compromis și ar fi foarte greu să meargă mai departe. Deci e complicat, însă cu toții dorim să ne reluăm activitatea, ne-am reluat ca la antrenamente, dorim să jucăm meciurile oficiale pentru că lumea, publicul așteaptă reluarea campionatului. Deci avem cu toții același interes, acela de a juca, însă lucrul care trebuie să primeze este sănătatea, siguranța sanitară a tuturor participanților la acest eveniment atât de așteptat, fotbalul, și să fim sănătoși, să putem să ne desfășurăm activitatea, să terminăm campionatul, pe care, din păcate, nu vom avea o perioadă de vacanță. Aceste patru săptămâni pe care noi le avem ca să pregătim meciurile ce au mai rămas din acest campionat, va trebui să fie și bagajul de pregătire fizică pentru nou sezon, ceea ce cred eu că este puțin cam firav. Da, mulțumim foarte mult, Gheorghe Popescu, pentru această intervenție. Adrian Socaciu, spre ce ne uităm și ce soluții avem? Cred că, așa cum a menționat și Monica și Mihai, e nevoie și doamna psiholog de un întreg ecosistem. Astăzi, în România, din păcate, nu avem o strategie a sportului asumată de statul român, ca să știm încotro ne îndreptăm, care este obiectivul, atât din perspectiva performanței, în alte performanțe, cât și din perspectiva sănătății. Vorbeam de acest specialist de care este nevoie pentru fiecare participă, că vorbim de raliuri, gimnastică sau fotbal, însă avem nevoie de acest specialist și pentru cei care practică sportul de masă. Astăzi am venit cu o propunere în acest sens, și anume tichetul sport pentru sănătate, un model care funcționează în Marea Britanie sau în alte țări și care ar putea ajuta această industrie de peste 1,1 miliarde de euro, care astăzi, din păcate, cu situația coronavirus, nimeni n-a venit cu o soluție. Am venit cu soluții. Cred că nu-și dau seama ce se întâmplă. Am venit cu soluții în zona de pentru sportivi angajați, am venit cu soluții în zona economică, însă n-am venit cu soluții pentru cluburile sportive care plătesc chirii, care au angajați și care ar trebui să aibă beneficii. În același timp aș mai menționa un lucru, și anume faptul că un dolar investit în sport înseamnă 3,5 dolari economisiți în sănătate. Ceea ce România o spune, dar nu o face. Zilele trecute urmăream la TVR finala Jocurilor Olimpice la gimnastică. Un moment istoric în care trei românce erau pe podium. La 20 de ani diferență, nici nu mai participă. Cred că sunt niște semne de întrebare și fiecare dintre noi ar trebui să facem ceva, pe de o parte către autorități și pe de altă parte către partidele politice, pentru că decizia acolo este. Și până când nu se va lua o decizie ce vrem cu sportul românesc și ce ne dorim de la sportul românesc, pentru că în momentul de față nu avem reglementări, că vorbim de sportul de înaltă performanță sau sportul de masă. Nu știm cine, în momentul de față, statul și reglementează și finanțează și controlează. Este Loredana în direct cu noi, este campionă olimpică la scrimă. Mulțumim foarte mult! Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc foarte mult! Bună ziua tuturor și celor care ne urmăresc! Mă felicit și vă admir această inițiativă, pentru că
Iată, atingeți subiecte foarte importante în sportul de performanță și cu cât vom avea mai des probabil astfel de evenimente, poate vom găsi și soluții pe care să le putem pune în practică. Cum atragem sportivii spre sportul de performanță și cum îi ținem acolo neaccidentați? Da, e o întrebare despre care deja știu că ați discutat și cu colegii mei pe care îi salut pe această cale, Mihai, Monica și ceilalți invitați. E destul de dificil. Cumva în cariera sportivă pe care am încheiat-o în 2016, eu am fost ferită cât de cât de astfel de accidentări grave, dar aș putea să spun că la fiecare etapă, mă refer aici la perioada de juniorat sau la perioada de seniorat, au fost momente sau accidente, poate nu foarte grave, dar cei drept care m-au ținut departe de sala de scrimă pentru o perioadă destul de mare. Și atunci, în acele momente, uneori a fost nevoie să mă descurc pe propriu și să găsesc soluții, așa, în limita vârstei, a cunoștințelor mele, poate a sprijinului pe care l-am avut de la clubul la care eram legitimată, sau în perioada senioratului, când am fost înainte, când eram aproape de Jocurile Olimpice și iarăși am avut o accidentare destul de, să zic, gravă, o întorsă de gradul 12-3, care îmi punea în pericol chiar participarea la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Și atunci chiar pot spune că am avut sprijinul specialiștilor, am avut parte de o recuperare așa cum trebuie ca la carte. Dar ce înseamnă o recuperare după o întorsă atât de urâtă? De ce ține? Da, de foarte mult. Ce trebuie să faci? Da, în primul rând, atunci, aflându-mă într-un alt oraș, adică nu eram acasă în București, unde cu siguranță aș fi accesat mult mai multe resurse, am apelat la specialiști din Satu Mare, pentru că ne aflam într-un cantonament din Satu Mare. Și, bineînțeles, primul lucru pe care l-am făcut a fost să fac o radiografie. În urma radiografiei am aflat că era o întorsă de gradul 12-3 și deși osos se părea că nu este nicio problemă din punct de vedere osos, piciorul meu era vânăt pe o suprafață foarte mare, nu puteam călca, nu puteam folosi și iată-mă dintr-un sportiv care era pe val și care dădea totul pe planșă, înainte cu 5 luni înainte de Jocurile Olimpice, am ajuns să stau, cred că 2 luni de zile și să fac doar antrenamente pentru alte zone ale corpului. Deci nu am putut să-mi folosesc absolut deloc piciorul stâng. Și în acel moment, bineînțeles că am început să fac diverse terapii, proceduri medicale, am început cu fizioterapie, bineînțeles, tratament antiinflamator, am făcut atunci și invitații cu PRP, deci am făcut foarte multe lucruri, inclusiv mi-am achiziționat un dispozitiv din acela mobil pentru a-mi face diverse programe de antiinflamatorii, curenți, un fel de aparat de fizioterapie portabil și deși toată viața am fugit de recuperarea în piscină pentru că nu suportam atât de mult apa rece, iată-mă înainte de Jocurile Olimpice cum de câte ori aveam posibilitatea, după antrenament mergeam și făceam recuperare în piscină. Am apelat la un specialist pe care îl cunoșteam, care mi-a făcut într-adevăr un program de recuperare personalizat și am făcut inclusiv pe parte mentală exerciții de recuperare, dacă pot spune așa, pentru că mi-am dat seama că în acea perioadă și psihicul meu începuse să lupte împotriva mea, deoarece e dificil să privești toate colegele care, vă dați seama, înainte de Jocurile Olimpice, atingi un nivel ridicat al nivelului de pregătire fizică, tehnică, tactică, iar eu făceam doar exerciții statice, recuperare și nu vedeam nicio îmbunătățire reală de la zi la zi. Și atunci și pe partea asta emoțională chiar am suferit un șoc și am încercat în limita cunoștințelor, în limita posibilităților, să spun așa, să lucrez pe toate planurile.
Loredana, din, rămâi un pic cu noi, Mihai Leu are o completare, te rog. Săruna. Nu, bună. Da, vreau să spun că asta la sport, cum a spus și Loredana, este foarte, foarte important și psihicul. Adică să te refaci după o accidentare este foarte important, să crezi că poți să mergi înainte, să crezi că poți să, nu știu, să ai un meci fără să resimți nimic să de la acea... abilitățile, echilibru, coordonarea pe care tu trebuie să o pui acolo pe planșe, da, deci să faci recuperarea ta la glezna respectivă și să îți menții abilitățile, echilibru, coordonarea, care este foarte importantă. Nu e așa, Loredana? Este un efort fantastic. Este un efort pe care cu adevărat profesioniștii îl fac. Dar ceea ce mă supără, în sensul că nu toți au acces. Vorbim de, până la urmă, situația mea s-a întâmplat într-un moment în care eram, înainte de Jocurile Olimpice, un sportiv profesionist, matur, cu o vârstă peste 30 și puțin de ani. Am reușit să-mi găsesc resursele în jurul meu, să mă interesez, să fac tot efortul și, bineînțeles, am avut și sprijinul doamnei doctor care a avut grijă de lotul de spadă feminin, Lorena Nicolosu, alături de cei care au fost pe lângă dumneai ei și împreună am făcut o echipă foarte bună, dar efortul, într-adevăr, uneori am simțit că sau efortul mai mare, uneori l-am simțit pe parte mentală și pentru că tocmai spuneam că am fost cumva ferită de accidentări grave, uitasem care este ritmul de vindecare al organismului meu. Și nu știam să-mi dozez recuperarea, îmi venea, dacă aveam două zile bune, cumva simțeam că pot reîncepe și ulterior îmi dădeam seama că de fapt a fost o greșeală. Și ascultat foarte mult organismul și am învățat din nou care este, sau am acceptat care este ritmul de vindecare al propriului organism. Ori, la vârsta de, nu știu, 17-18 ani, altfel, în alt ritm se produce această vindecare, iar, din păcate, după 30 de ani am simțit cu adevărat că este mult mai importantă recuperarea după fiecare antrenament și personal am alocat timp mult mai mult atât pregătirii organismului pentru efort, adică acea încălzire pe care mi-o făceam cu cea mai mare seriozitate. Uneori intram deja în antrenament cu puls foarte mare pentru că aveam grijă ca toate părțile corpului să fie, ca toată musculatura să fie pregătită pentru efort și iarăși plecam poate ultima din sală pentru că aveam grijă să fac toți pașii, să țin cont de toți pașii pe care uneori organismul meu îmi cerea să fac stretching, îmi cerea să fac acele exerciții în piscină și ulterior, după ce aveam și cina și după ce aveam și masajul de recuperare, mai foloseam și acel aparat. Deci, cumva, efortul de asta, spuneam, era foarte mare și, din păcate, simt lacune în acest sens pentru că foarte mulți copii și inclusiv de la vârste foarte mici au accidentări ce le pot pune în pericol cariera. Și cred că e nevoie de, în primul rând, să cooptăm specialiști în domeniul sportului. Nu știu, eventual, poate va fi dificil să-i plătim așa cum se cuvine, însă cred că se pot face parteneriate și pentru toate nivelurile de vârstă și se mai întâmplă un lucru, uneori se investește mai mult, nu știu cât de corect este, dar se investește mai mult în sportivii care se simte că au potențial. Da? Ideea este că un copil poate uneori până la vârsta de 16, 17, 18 ani nu a avut performanțe notabile, dar asta nu înseamnă că după ce trece la seniorat nu poate să devină campion european, mondial, etc. Și atunci mi s-ar părea corect ca toți să aibă parte de același tratament și să aibă acces la programe de recuperare personalizate, bineînțeles și la programe personalizate de antrenament și la, iarăși foarte important, la o hrană corespunzătoare nivelului de efort pe care îl fac. Loredana Dinu, mulțumesc foarte mult! Mulțumim de tot! Cu mult drag! Cum ne uităm, doamna psiholog, la toată treaba asta? Pentru că era ce atrăgea și atenția Loredana prin ce a trecut, cât de greu a fost să recupereze mental, în primul rând, lipsa sportului și
frica de a nu face performanța pentru care te-ai pregătit de fapt atâția ani și pentru care ai făcut atâtea sacrificii, n-ai avut concedii, n-ai plecat nicăieri, zi de zi, an de an, doar te-ai pregătit să ajungi la marea performanță și faci o întorsă de asta. E la un moment dat. Exact, dar este important ca momentul acela să nu fie interpretat ca o catastrofă. Acela este un punct în cariera unui sportiv. Sportivii de mare performanță, ei sunt obișnuiți și cu durerea, sunt obișnuiți și cu posibilitatea, probabilitatea accidentării. Este mai greu în momentul în care ți se și întâmplă, pentru că una este să trăiești o experiență atunci când o vezi, alta este să o trăiești pe propria piele. Și atunci lucrăm cu sportivii de performanță, cu orice sportiv. Aici Loredana a atins un subiect foarte, foarte acut al sportului, al sportivilor tineri, copii și juniori, în care nu se investește la fel de mult și care lucrează sub o presiune la fel de mare, poate, dar revenind la un senior... Adică se merge mai mult pe legea selecției naturale, să zic așa? Ceea ce este foarte dificil, pentru că în prima fază lucrăm cu copii, cu copii și juniori pentru, din punct de vedere mental, pentru a-i pregăti să fie disponibil la efort. Efortul fizic și creșterea din punct de vedere fizic se obține doar dacă mentalul este pregătit, calm, relaxat și se efectuează exercițiile pe o capacitate de plăcere sau pe un echilibru interior. Pentru acesta, de aceea ar fi nevoie de un psiholog încă din primele etape ale formării sportivului. Da? Putem să lucrăm cu copii începând cu 10 ani. Mai există o problemă aici, este aceea asupra solicitării, asupra specializării copiilor, când ar trebui să se producă ceva mai târziu, în jurul vârstei de 14 ani, copiii, prin influența antrenorilor sau a părinților, sunt îndrumați să se specializeze de la o vârstă foarte fragedă sau nu fac suficiente antrenamente sau sporturi complementare, în not, orice altceva prin care ei au beneficii din punct de vedere motric, dar îi și relaxează psihic. Este o întreagă... De ce avem nevoie de specialiști? Ca să înțelegem, de fapt, să înțelegem ce se întâmplă, care este strategia, care este procesul. Da, care sunt trucurile? Că vorbeam și cu Monica și cu Simona Amnar. Toată cariera lor de maximă performanță, că mai sus de unde au ajuns ele nu există. Da. Cum joci, cum lucrezi, cum mergi la antrenament, cum concurezi numai pe durere? Că sunt niște dureri groaznice. Cum? Strângi din dinți. Te obișnuiești. Da, dar unde găsești resorturile? Te obișnuiești. Ai perioade și perioade. Acum să nu se înțeleagă că tot timpul lucrezi cu durere, dar sunt perioade în care, da, durerea nu dispare și, cum spuneam și eu mai devreme, simți o durere, o spui, te duci la doctor și doctorul nu-ți găsește nimic. Da, faci când sari de la și știi că o să te doare genunchiul, nu sari cu frică? Ba da, și tocmai aici e problema, pentru că la un moment dat, sau la început, îți ferești acel picior, mână, atâta cât poți, iar după risc să strici elementul pentru că îți ferești piciorul. Și de acolo ajungi să faci alte complicații, pentru că dacă îți ferești un picior la aterizare, încep durerile de șold, de spate și dai în alte lucruri. De asta și spuneam că avem nevoie de specialiști. Dacă te duci cu o durere și spui, mi-aduc aminte că aveam o durere la gambă, nu puteam să alerg, nu puteam să pun piciorul efectiv pe sol, dar îmi trebuie să fac și alte elemente și am mers, am făcut începând de la RMN, radiografii, tot ce s-a putut și nu mi se găsea nimic și am spus, măi oameni buni, dar mă doare. Adică nu e spus doar la mișto, nu vrei să scapi de antrenamente sau de anumite elemente, ci pur și simplu simți o durere acută și nu se găsea un remediu. Cum se face în cazul ăsta, domnule doctor? Adică ai nevoie de specialiști care să înțeleagă, să știe la ce să se uite, să știe cum să-ți palpeze acea gambă și să vadă că există într-adevăr o problemă. Dar Monica, și după, cu astea tot ai reușit. Cu tot cu asta, da, tot am, cumva am reușit, pentru că România, și nu cred că doar sportivii din România, atâta timp cât îți dorești
cu ardoare ceva, treci peste durere, treci peste orice neînțelegere și ajungi să strângi din dinți, dar cred că nu ăsta e neapărat scopul. Nu este scopul, dacă nu vreau să mă laud, dar întotdeauna dacă nu găsești nimic obiectiv la nivelul leziunii unde știi că s-a întâmplat ceva în zona aia sau în gambă sau unde știi că a fost o mică problemă și care s-a vindecat sau poate nu a existat niciodată o senzație, a existat decât o senzație în acea zonă, cu siguranță e o problemă neurologică. Cineva trebuie să integreze lucrurile astea. Aici este mare problemă cu care ne confruntăm noi. Cu siguranță avea o problemă neurologică, da? Poate de la coloană, de undeva, cobora un arc, da, către nivelul gambei și aveai o durere. Într-adevăr, dacă nu o luai în calcul și nu o luai în considerație, cu siguranță puteai să faci leziuni mult mai consistente, care s-au să apară făcut ecografic, care să apară la RMN. Da? De asta spuneam că este foarte important să ne întoarcem la cauză, să știm cauza pentru care tu ai durerea aia, cauza pentru care ți-a apărut zona aia sensibilă acolo. Întotdeauna trebuie să urmărești, trebuie să te întorci la cauză, să găsești explicația acestui. Pentru toate lucrurile acestea sunt de acord cu dumneavoastră, dar ai nevoie de timp. Iar pentru vizitele la doctor, clar pierdeam câte un antrenament sau chiar două. Da, și atunci când te afli în pregătire, cum s-a întâmplat la mine, mi-aduc aminte, eu am concurat cu gamba, dacă băteai în beton, așa era și gamba mea, cu o zi înainte de finala pe echipe, la campionatul european, la ora 1 noapte eu făceam infiltrație. Știți că după infiltrație nu ai voie să folosești piciorul. Am dormit câteva ore cu piciorul sus, la ora 7 dimineața am fost în sală pentru că aveam finala pe echipe. Deci sunt niște lucruri și eforturi pe care, ok, eu trebuie să încerc să lucrez cu durere, să încerc să intru în concurs gândindu-mă că nu există nicio problemă, dar este și stresul antrenorilor. Mi-aduc aminte, domn Belu umbla ca un leu în cușcă, ce facem? Pentru că sportivul era sportiv de bază, nu aveai cum să-l scoți din echipă pentru că aducem s-a adus Monica, echipa. Următoarea Monica de la coadă. Aș avea o completare referitor la ce ai spus, Monica, și anume ce înseamnă ecosistem, ce înseamnă să ai aparatul medical acolo lângă sală, ce înseamnă exact, management. Adică ne trebuie și, cumva... Și un alt lucru ce aș completa, Monica, este faptul că acest sportiv care a ajuns la înaltă performanță și-au sacrificat foarte multe lucruri. Și aici vine întrebarea, ce se întâmplă după cu acest sportiv, care este dubla carieră, cum îi ducem pe ei și folosim ca inspirație pentru copiii noștri. Ce facem cu acest sportiv? Pentru că a ajuns, s-au sacrificat în primul rând pentru ei și pentru România. Dar comentariile sau vorbele sunt, dar nu i-a pus nimeni să se sacrifice. Ăsta e primul răspuns pe care îl dă o persoană care cumva... Nu știu, nu pot să spun că nu are nicio treabă. Nu a trăit. Și e destul de dureros să spui, da, nu m-a pus nimeni să mă sacrific, dar faptul că tu te duci la job toată ziua și îți dorești să ajungi la un anumit nivel, așa și fiecare sportiv care alege această cale, își dorește să ajungă la un anumit nivel. Deci numai că cumva trebuie înțeleasă și meseria aceasta de sportiv, absolut, de performanță, pentru că este cumva așa, păi a făcut sport de performanță, s-a bucurat, își primește laurii, medaliile și după, stai puțin, că e fix același lucru ca un jurnalist, ca un manager, ca un, de ce nu, un cadru medical care se dedică a ceea ce a ales, așa și sportivul, s-a dedicat sportului. Nu trebuie să-l luăm, păi stai puțin, că ba se duce, că lucrează pentru, își dorește să câștige care nu știu ce rezultate sau primește după nu știu ce beneficii. Este Alina fals. Dumitru așteaptă intervenția, dar campioana olimpică la judo, dar înainte, Alina, te rog, bună ziua, mulțumim foarte mult. Dăm voie să-i dau cuvântul lui Mihai Leu, că vrea să facă o completare referitor la discuția noastră. Știți ce vreau să spun? Bine, eu, spre exemplu, pe vremea, mai ales când eram la juniori în România, nu era neapărat un sistem medical și în sport și normal așa de pus la punct ca acum. Adică țin minte, de multe ori erau accidentări, îi spunea ei antrenorului, zicea, bagă mâna în apă fierbinte cu sare și trece. Nu, dar să știți că nu. Da, este un lucru așa puțin amuzant, dar pe de altă parte
ține foarte mult și de atitudine și de ambiție. Și asta vreau să spun legat de Monica, cu toate durerile și problemele pe care le-a avut. Are două titluri olimpice și cred că până la urmă asta face diferența între un sportiv normal, un sportiv de rând și un sportiv de excepție. Fiindcă majoritatea, dacă vă uitați, sunt foarte apropiați ca și valoare. Toți sportivii muncesc în sala de antrenament, dar sunt niște momente decisive în care unul de excepție poate să facă ceva deosebit, iar un sportiv normal nu face asta. Dar cheia unde se găsește, de fapt? În voință sau în cât de mult efort ai pus în performanța ta? Eu personal cred că psihicul este extrem de important, dar bineînțeles, pentru a putea face față psihic, trebuie să ai și o pregătire foarte bună, fiindcă de multe ori degeaba îți dorești dacă tu nu te-ai pregătit și nu ai nimic să în spate. Să știi pe ce te bazezi, nu? Da. Alina Dumitru, cum ne uităm la performanță? Unde ar putea să fie punctele vulnerabile pentru un sportiv? Bună ziua tuturor! Nu am luat parte la discuții de la început, acum eu intervin la doar ce am apucat să ascult de la Monica și Mihai. Bine, puncte vulnerabile și, așa cum a spus și Mihai, să poți face performanță trebuie să ai un psihic foarte bun și pe lângă psihic zic că și o ambiție de fier. Să nu te împiedice nimic să te dai la o parte din drumul pe care tu l-ai ales. Așa cum și accidentările te pot împiedica în drumul pe care tu ți l-ai propus. Și pentru asta trebuie să ai o voință de fier să treci peste toate hopurile. Alina, tu antrenezi acum. La ce ești atent în momentul în care faci exerciții cu elevii tăi? Da, bineînțeles, la pregătirea fizică, pentru că și eu, la rândul meu, având o pregătire fizică bună, clar, accidentările nu au fost atât de grave. Am avut accidentări, chiar foarte multe, dar nu grave. Asta a fost cel mai important la mine, pentru că nu am suferit operații. Am avut doar, poate, un cot scos, o întorsă, degete, poate întoarse, dar nu să ajung la operații. Așa și cu copiii pe care eu îi antrenez, încerc să fac pregătirea fizică cât mai bună, exerciții pe care care și eu mi-am întărit, zic eu, ligamentele, mușchii. Sunt acele exerciții de mersul piticului, proscuțe, alergare în pantă, adică sunt chestii care cred că orice copil trebuie să le facă atunci când începe un sport. Domnule doctor. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să participați la discuția noastră deschisă vis-a-vis de viitorul sportului românesc, pentru că viitorul sportului românesc înseamnă în primul rând copiii care practică sportul și area de selecție și urmărirea unui program de evaluare medicală a copiilor, pentru că ei au nevoie de la cele mai mici vârste către perioada junioratului, când deja sunt preluați, să zic, de medicii de lot și așa mai departe. Da. Eu insist foarte mult pe această perioadă a copiilor mici, care ei, din păcate, nu sunt cum ne-am dori evaluați și, într-adevăr, la câte trânte ai luat, bănuiesc că ai avut diverse accidentări, cu siguranță gheața a fost principalul tău prieten. Așa e. Pungile cu gheață. Umeri luxați n-ai avut, nu? N-ai avut... Am avut o problemă la umăr chiar înainte de Londra. Ar fi trebuit atunci să intervină chirurgical, dar am avut noroc cu soțul care m-a recuperat și n-a mai fost nevoie de operație. Soțul este kinetoterapeut. Păi da, exact asta este exact discuția noastră, că e foarte important tu ca sportiv sau tu ca părinte de sportiv să știi ce alegi, că poți să nimerești pe mâna unuia care imediat te bagă la cuțit. Exact. Sau poți să nimerești la cineva care spune muncești mai mult, faci recuperare de mai lungă durată, dar se pune mai bine umărul la loc și nu mai ai după aia treabă niciodată. Chiar dacă ai rămas cu o ușoară fibroză pe supra-spinos, pe
pe zonele coafei rotatorilor pe acolo, o ușoară fibroză, asta nu înseamnă că e o leziune completă, nu înseamnă că neapărat se impune o intervenție chirurgicală, nu înseamnă neapărat exact că ai o artroză, deja la nivelul umărului, și înseamnă că desfășori activitatea foarte, foarte bine și lucrezi cu copiii, da, și te felicit pentru că faci acest lucru. Mulțumesc! Și oricând stau la dispoziție cu orice fel de ajutor, orice fel de susținere vis-a-vis de evaluarea lor medicală. Mulțumesc! Cum crezi, atunci, cum crezi, Alina Dumitru, că se schimbă lumea după coronavirus în termen de cum ne uităm la sport și la dorința copiilor de a accesa sportul, de a intra într-un joc de performanță? Da, e foarte greu situația în care ne aflăm. E foarte greu pentru că părinții sunt speriați, n-aș mai aduce copiii într-o sală, într-o sală închisă, așa cum noi avem, că nu putem face în aer liber. Și nu știu, chiar cred că o să întâmpinăm dificultăți în a putea antrena mai departe sportivii pe care i-am antrenat până acum. Noi sperăm să înțeleagă și să... Nu știu, să nu mai fim atât de speriați. Înțeleg că ceea ce s-a întâmplat până acum a fost o situație destul de gravă și chiar nu am fi vrut să trecem prin asta, dar trebuie să mergem mai departe, trebuie să continue sportul, trebuie să aducem din nou campioni în săli de sport. Și, nu știu, o să ne fie destul de greu. Și mai ales că noi nu putem face antrenamente cu mască la gură. Noi, da, folosind acea mască la gură, cred că n-am putea face față pregătirii fizice, că nu, te sufoci, efectiv te sufoci. Da, nu știu. Îți urăm succes. Da. Da. Hai să ne gândim că anul ăsta e greu, da. Îi împarți în două, trei categorii, smărești un pic staff-ul, problema e financiară, știu, am înțeles. Da, unii lucrezi în sală, cu alții afară. Sunt foarte multe implicații, da. Sunt foarte, foarte, da, multe. Da, într-adevăr, vom vedea. Deocamdată nu am început pentru că nu, la nivel de copii nu ne-a dat voie. Facem tot pe Zoom, tot pe aceeași aplicație cum sunt eu acum. Încercăm să facem pregătirea fizică, de care, așa cum am spus, avem mare nevoie pentru a ne ajuta să nu ne accidentăm. Și măcar atât, de la distanță, dacă din apropiere nu se poate. Da, pregătirea specifică, din păcate, era să de dorit că nu avem unde să o facem, dar poate totuși vin vremuri mai bune. De cât găsim noi soluții în casă. În casă, da. Mulțumim, Alina. Mulțumim. Mihai. Cu drag, mulțumesc, da, și eu. Un promotor de meciuri de box din Anglia, spre exemplu, am văzut pe internet, la el în grădină va monta un ring de box, va fi transmisă gala de box pe TV și pe internet și se va desfășura o gală de box. În America, spre exemplu, da, curse de mașini. Unde mai e energia aia? Unde ne mai bucurăm tot ceodată? Unde? Da, dar știți vedem cum trebuie să ne adaptăm, nu avem, da, ce face. Asta corect. E corect. În dar America, se schimbă și modul în care gândim, cred, nu? E, oricum, va fi și teama în oameni mult timp. Spre exemplu, în America, curse de mașini lasă doar 10 spectatori într-un loc, care fiecare vor avea pe ei niște maieuri, unii de culoare roșie, verde, albastră, adică să nu interacționeze unii cu alții și tot așa, se vor da drumul la toate, n-ai ce să faci. Trebuie să găsim soluția asta. Știți, chiar am văzut că toată lumea are probleme în viață, dar diferența o face modul cum reacționezi la acele probleme. Cred că acum vedem ce înseamnă mai mult ca niciodată activitatea fizică și sportul și cât de mult avem nevoie de ea. Referitor la sănătate, a fost un studiu că 50% dintre cei decedați din România au avut probleme de obezitate. Da, și aici am și eu o problemă poate cu sportivii care au renunțat la activitatea sportivă și din păcate sunt suficienți care au luat cel puțin 20-30 de kilograme, unii dintre ei, nu vorbesc că cazurile de fapt se excludă oricum cu siguranță, nu vreau să... Te gândești la Maradona. Sunt foarte multe exemple, din păcate, și sunt predispuși către afecțiuni cardiovasculare, neurologice, din păcate să pierd la vârste fragede. Și aici trebuie, tot ține foarte mult de educație, poate au nevoie de un consilier, de cineva cu care să discute după ce renunți la activitatea sportivă și nu te adresezi iar pregătirii tinerilor talente,
și îți rei viața normală, trebuie mare, mare atenție cu alimentația și cu una că ești obișnuit cu un anumit ritm, cu anumită alimentație când ești sportiv, dulciurile, da, care sunt nelipsite la sportivi, și dacă continui cu același ritm după ce renunți activitatea sportivă, cu siguranță începi să ai probleme foarte, foarte serioase. De tranziție. Și în sport putem să avem, din punct de vedere psihologic, spre exemplu, psiholog sportiv pentru partea de performanță, psiholog clinician în cazul în care, din punct de vedere psihic, se întâmplă anumite dezechilibre, sau putem să avem un psiholog care să se specializeze pe partea de tranziție. Ceea ce spunea și Monica mai devreme, cum putem să integrăm din punct de vedere social aceste valori. Pentru că dacă mă uit la tine doar ca personal, ca pe altcineva, te privesc doar ca pe altcineva care ai făcut doar sport, atunci noi ca societate avem o problemă. Dacă nu reușesc să integrez valorile acestea, pentru că îmi spuneai de CSM și amintindu-mi acum, aveam o sportivă care era din Suedia și care era foarte relaxată din acest punct de vedere, pentru că îmi spunea, atunci când eu mă voi lăsa de sport, voi avea un job într-o companie asigurat deja, pentru că eu sunt valoroasă pentru societatea mea. Și societatea mea își dorește să mă integreze ca eu să fiu un punct de reper pentru cei din jurul meu și să contaminez. De fapt, este... Până la urmă, sunt foarte puțini oameni care acumulează atât de multă experiență cum o fac sportivii de performanță, și mental, și fizic, și a situațiilor cu care se întâlnesc, pentru că ei, de fapt, toată cariera lor lucrează, și e foarte corect termenul tău, în situații excepționale. Și la cel mai înalt nivel, pentru că Monica Roșu se bătea aici cea mai cred bună că din generația ei. Depinde de viziunea națiunii, depinde de viziunea și deschiderea oamenilor pe care îi avem aici. Ajungem din nou la tine. Adică, da, e un exemplu foarte bun pe care l-a dat Corina cu sportiva din Suedia, dacă am auzit bine. La noi, sincer, nu știu dacă am auzit astfel de lucruri. De fapt, nici nu știu dacă să ajuți, ci să vezi cum poți să profiți de acele persoane, profita la modul bun, să profiți de acele persoane ca la rândul lor să ajute alte persoane. Și să-ți creezi, de fapt, noi valori, cu ajutorul valorilor deja existente. Un vector de imagine, da. Adică... Dacă vorbim... Nu mai vorbim de lucrurile astea. Pentru sportivi, pentru... La noi orice minune ține 3 zile, din păcate, și tot 3 zile ține și această, nu știu cum să îi spun... Euforie. Euforie în a... apărea la televizor, în a fi invitat în diverse organizații să le vorbești oamenilor și după se așterne o liniște totală. Aici aș avea o completare și anume un lucru pe care, din păcate, în societatea noastră nu este prea comunicat. Imnul României se cântă pentru președintele statului și campionul sport. Să ajungi numărul 1 în lume este la fel de greu cum să ajungi numărul 1 ca și cifră de afaceri sau ca și medic specialist sau ca și jurnalist, ca și audiență. Nu transpunem foarte mult aceste lucruri pentru ceilalți ca să înțeleagă efortul pe care îl depune un sportiv și ce înseamnă un sportiv pentru noi ca și națiune. Noi avem acești campioni și ni se pare ceva normal. Astăzi, probabil că am avut prea mulți. Încă îi mai avem. Încă îi mai avem pentru că era un sistem gândit. Dar acum când nu îi mai avem, sau când mergem în afară, după 90, toată lumea zicea, România zicea Nadia, Hagi, Ivan, Ilie. Acum, ce se întâmplă? Și cum ne reorganizăm noi ca și sistem referitor la sport, referitor la sănătate, dacă nu vorbim de performanță și în alta performanță, care să vorbim de sănătatea noastră a cetățenilor. Da, discutam înainte despre faptul că a existat un raport al Curții de Conturi, tu mi-ai spus, că în loc să facă săl de sport, ce au făcut? Blocuri. Asta este un alt aspect. Este un raport al Curții de Conturi publicat la începutul lunii acesteia pe infrastructură sportivă. Nici o dezbatere mass media, nici un articol de presă, da, în care arăta ce s-a întâmplat cu infrastructura sportivă din 90 până azi.
și din cea existentă, peste 50% nu mai există. Să nu vorbim de construcția de alte baze sportive. Vorbim de gimnastică, dacă vorbim... Sportul nu mai e profitabil sau nu... Păi nu, nu este gândit ca și ecosistem. Dacă ne uităm în lume, sportul este una dintre cea mai rentabilă afacere. Mihaileu. Da, eu, spre exemplu, personal, cred că sportul, nu numai pentru sănătate este important, dacă faci sport de mic, nu știu, și dacă joci fotbal în parc, automat te înveți, nu știu, ai căzut, știi că trebuie să te ridici singur, că nu stă nimeni după tine să te ridice. Vrei să ai mingea, trebuie să alergi după ea, trebuie să te zbați să iei mingea de la adversar, nu? Ai greșit, pierzi mingea și nu mai dai gol. Adică eu cred că toate astea educă oamenii pentru viitor și de asta cred că sportul, în afară de sănătate, este benefic și pentru formarea caracterului și în afară de asta, dacă ne uităm ce se întâmplă în lumea sportului pe plan mondial și financiar, cred că este o activitate foarte bună care ar trebui încurajată. Mihai, vreau să te completez. Am studiat un pic sistemul francez și în Franța, în funcție de fiecare vârstă, odată la 2 ani, copilul învață un anumit sport pentru valorile și competențele care le oferă. Natație, sport de echipă, sport de contact, astfel încât la 18 ani, când intră în câmpul muncii, să fie un cetățean responsabil pentru țara sa și pentru comunitatea din care face parte. Exact ceea ce spuneai tu. Dar uitați și financiar, spre exemplu, nu știu, fotbalul, că fotbalul, să zic, e numărul 1, dar aduce foarte mulți bani în orice țară, nu? Și atunci, de ce n-ar trebui încurajat? Adică, cred că un popor talentat... Ne răspunde Marius Alexe. Mai avem timp? Acum, da. Bună ziua, mulțumim foarte mult! Bună ziua, să rămână și mulțumesc pentru invitație. Bună ziua, Marius! Cum încurajăm sportul și cum îi facem pe tineri să vină? Chiar dacă, uite, ai și probleme inerente, ai o accidentare, ai niște momente mai grele de depășit. Dar până la urmă, când tragi linie, cel puțin la nivelul performerilor, este satisfacția cea mai mare. Trebuie să continui. Da, cred că până la urmă este acest risc. În orice, inclusiv în sport și în orice facem, în orice ne alegem în viață să facem, există și un risc. Și poate acesta este și riscul la fotbal când te accidentezi și trebuie să te oprești, să începi să faci o recuperare și de aici parcă îți pulbere așa puțin visul pe care îl aveai în copilărie, mai ales noi ca și sportivi pe care îl aveam. Contează și terenul de antrenament? Da, chiar v-am auzit mai devreme când vorbeați de infrastructură și tot ce se întâmplă în România. Totuși, dacă ne gândim ce era acum 10 ani sau 15 ani, când majoritatea am început să facem sport, mai ales de vârsta mea, nu prea aveam condiții deloc și poate eu unul și mai mulți colegi de-ai noștri din sport au fost și ghinioniști, pentru că de asta și sunt multe accidentări din cauza acestor probleme pe care le avem în România și încă nu se dezvoltă nici acum. Da. Poți să ne vorbești, te rog, din punctul tău de vedere personal, cum depășești acest moment un pic mai greu al carierei tale? Ai avut câteva accidentări destul de dureroase, destul de complicate. Ce faci? Cum te recuperezi? Cum te remontezi mental? Unde te vede mai departe? Nu știu, la mine a fost și o pasiune de mic legată de sport. Am încercat și mai multe sporturi când eram mic în școală și în parc, tot vorbeați de parcuri și unde ar trebui să joace copiii, dar însă în zilele noastre de acum nu prea se mai vede acest lucru. Și așa am început cu multă pasiune, mi-am dorit foarte mult să joc fotbal. Am avut și norocul să fiu talentat și să ajung la un nivel bun. Însă iată, când am ajuns la poate cel mai bun nivel al meu, a fost un moment în care mi-a stopat cariera, să spun așa, și atunci este cel mai greu, pentru că atunci când te apuci de sport nu te gândești și la aceste momente grele. Poate atunci nu exista nicio prevenție cum este acum în sport și poți să previi multe accidentări. Și da, a fost ca un șoc, nu știu dacă cât fizic, dar mai mult mental. Asta cred că e cel mai greu lucru, mental. Dar acum te antrenezi în continuare. Da, 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 nu, acum mă simt bine. Acum făceam o paranteză așa la ce mi s-a întâmplat
acum câțiva ani când am avut prima accidentare gravă. Și atunci este ca un șoc, mai ales când ești copil, ai nevoie de multe lucruri care să te motiveze și să-ți dorești să continui. Pentru că sunt și multe exemple negative în care mulți sportivi au renunțat după o primă accidentare. Și pe tine ce te-a motivat? Nu știu, pasiunea aceasta pentru sport. Eu încă și când sunt accidentat, poate de multe ori la început am făcut și greșeli, că în timpul recuperării exageram și lucram mai mult decât trebuia. Dar însă, nu știu, cred că fiecare persoană are o pasiune a lui. Eu am avut-o pentru fotbal, poate alte persoane au pentru alte sporturi și cred că asta m-a motivat cel mai mult, să revin din nou acolo unde eu am visat de mic. Știu că ai pus, Marius, te salut, ai pus mare accent pe pregătirea individualizată, pe pregătirea personală. Da. Însă, dumneavoastră, știți foarte bine cum gândirea mea despre sport și îmi pare rău că nu am reușit să fac asta de la începutul carierei mele de fotbalist. Am descoperit-o foarte târziu pentru că în România nu se pune accent pe asta. Încă și în momentul ăsta sunt foarte multe, puține persoane care pun accent pe ce înseamnă pregătire individuală. Care ce presupune? Presupune antrenamente în afară de antrenamentul propriu-zis cu echipa sau în fiecare sport, ceea cum te pregătești cu antrenorul tău. Trebuie să faci multe lucruri în plus, inclusiv de la alimentație, pregătire mentală și fizică. Mai ales în România au început să dezvolte și această pregătire mentală, care este foarte importantă la sportiv și mai ales în momentul când ești accidentat. Îți dorim să apar repede și să-ți fie bine, să aflăm vești bune. Mulțumim foarte mult, Marius Alexe. Mulțumim. Suntem în ultimele 5 minute ale discuției noastre. V-aș ruga să facem concluziile. Ovidiu, te rog pe tine la sfârșit să ne spui ce urmează, pentru că e doar o etapă a acestei campanii de conștientizare și să ne spui ce faci mai departe, cum îi ajuți mai ales pe tinerii sportivi. Încep cu dumneavoastră concluziile, doamna doctor. Cum ne uităm la aceste momente? Toți sportivii, fără excepție, au vorbit despre acest moment greu, pragul primei accidentări și după aia, dacă s-au repetat, modul în care te remontezi mental ca să și suporti statul pe tușă, dar să poți să-ți faci și recuperarea și să dai randament când intri după aia în joc, oricare ar fi acela. Inclusiv pentru aceste episoade există o pregătire individuală, da? Pentru că orice sportiv în momentul acela, gândiți-vă că are 50.000, de fapt în mod normal avem 50.000 de gânduri pe zi. 50.000 de gânduri pe zi referitoare la accidentarea mea, recuperarea, ce o să fie, dacă voi reuși să mă înalț la nivelul la care eram ulterior, presupune un program specific, individual al sportivului, astfel încât să iasă și nu este suficient doar să mă uit, doar să citesc despre motivație, doar să-mi pun un filmuleț motivațional, este ceva mai mult de atât. Sunt niște mecanisme, sunt mecanisme individuale și strategii adaptate fiecărui sportiv în parte. Care-i trucul să nu mă mai doară când intru pe teren? Care-i trucul să merg mai departe? La ce mă gândesc? Ce fac? Cum îmi păcălesc creierul să zic că lasă durerea în cot și dă tot ce ai mai bun? Așa, în spirit de glumă, îți provoci o durere în altă parte. Adică dacă nu vreau să mă doară în cot, atunci o să mă doară în călcâi. Așa. Dar altfel am să calc cu putere și am să observ că durerea aceea nu mă omoară. Da? Și după ce am trecut de această conștientizare că durerea aceea nu mă omoară și că pot face prin infiltrații, prin tratament specializat, pot să concurez, am să merg cu încredere și voi concura. Dar trebuie într-adevăr să ai un mental foarte bine pregătit. Dar de-aia ajungi unde ajungi. Adrian Socaci. Cred că astăzi se împlinesc 4 ani de la o dezbatere care am organizat-o privind batere, zbatere și dezbaterea sportului românesc. Cred că până când n-o să avem o viziune și o strategie asumată de stat, care să vină cu niște legi și cu norme, n-o să avem un sistem și n-o să avem din nou rezultate. Dacă până acum eram optimiști și spuneam acest lucru că va dura 10 ani, în momentul de față, cred că va dura cel puțin 30 de ani.
pentru că realitatea ne spune că nu există dorință. Putință există, resurse există, însă, din păcate, nu există dorință la nivelul deciziei în România privind acest domeniu. Și fac o paranteză, dacă ne uităm în ultimul an, ultimii doi ani de zile, toți marii campioni ai României au ieșit și au cerut acest lucru, au spus-o acest lucru. Și poate cred că este o provocare să facem ca și în sport, să lucrăm împreună și cu perseverență, oamenii din sport și sistemul din sport să-și arate cu adevărat puterea de comunicare și de lucru în echipă, să conștientizăm decidentul că avem nevoie de această strategie și legislație, în primul rând pentru sănătate și în al doilea rând pentru performanță. Monica Roșu. Ar fi foarte multe de spus, dar nici nu știi la ce să te rezumi. Eu cred că ar trebui să ne trezim. Dacă mai vrem să avem campioni în țara asta, ar trebui, cred că e cazul, de fapt nu că ar trebui, e cazul să ne trezim, să ne decidem, mai vrem să investim în sport sau nu, mai vrem sport de performanță sau nu, să știm dacă mai încurajăm tinerii să meargă pe drumul acesta sau vorbim doar de sportul de masă, de sport, de plăcere, de alergat în par, de mers pur și simplu să înotăm și atunci toată lumea stă bine mersi, liniștită și își vede de alte lucruri. Dacă mai vrem să avem campioni și să mai auzim de România în lumea asta, cred că ar fi cazul să ne trezim. Mihaleu. Da, din păcate, așa cum spune toată lumea, din punct de vedere al sportului nu stăm foarte bine. Dar, să zic așa, legat de accidentările pe care le pot suferi sportivii, este până la urmă o parte a sportului de performanță, a sportului profesionist și accidentarea. Și de aceea este foarte important ca fiecare sportiv să înțeleagă faptul că o accidentare trebuie tratată foarte serios, fiindcă poate însemna și sfârșitul unei cariere sportive. Și întotdeauna trebuie apelat la profesioniști și în acest domeniu, iar eu sunt de părere că totdeauna, în afară de toate eforturile care se fac din punct de vedere medical sau din punct de vedere al antrenamentului, foarte important este psihicul pe care îl are fiecare sportiv. Da, poate inerția sistemului în care se desfășoară sportul este un pic așa descurajantă. Dar eu aș vrea totuși să încheiem într-o notă optimistă, pentru că sunt persoane, sunt atât de mulți părinți și atât de mulți tineri care iau totuși calea sportului și poate, nu știu, la 3 ani sau la 4 ani sau la 10 ani că pot să devină o mare campioană sau un mare campion. Dar treaba asta se vede și pe parcursul carierei, pe parcursul pregătirii, îți descoperi în fiecare zi și cât talent ai și câtă voință ai și cât de mult te susțin cei din jur ca să performezi până la urmă. Și faptul că astăzi la conferința noastră au venit oameni care ne inspiră efectiv și pe noi și pe tinerii care s-au uitat la ei și pe specialiștii care s-au uitat la ei, eu cred că este un mare câștig și cred că mâine când vor ieși din nou pe teren sau diseară, se vor găsi, mi-a spus Mihai Leu, cum e cu voința? Ia să mă duc eu acolo să trag astăzi mai tare puțin. Am văzut-o pe Monica, concura, avea gamba cum era piatra și s-a dus și a luat medalia de aur. A văzut-o pe Alina, ce să mai zic, de câte ori a luat trânte, cum ai spus. Dar asta e, te ridici, mergi mai departe, ce nu te omoară, te întărește, nu? Da, vom continua. Eu mă ambiționez să continui ceea ce am început, să coagulez în jurul meu specialiști care să aibă o altfel de abordare vis-a-vis de recuperarea unui sportiv, al unui copil și progresiv, al unui junior, al unui senior, al unui sportiv, indiferent de ramura sportului pe care îl practică. Voi continua cu ardoare să creeze o bază tehnică necesară pentru a putea să evaluez profesional. Voi încerca să am informații la toate nivelele și din Europa și din și peste ocean, ce este mai eficient și mai bun în fiecare sport. Cu susținerea partenerilor noștri, voi coagula în jurul meu specialiști și vom merge pe altfel de principii pe care, față de care am fost oarecum obișnuiți, să zic, în ultimii 20 de ani.
O singură chestiune te-aș ruga să mai punctezi înainte să încheiem, să-mi spui de unde dorința colegilor tăi, că resorturile tale ni le-ai explicat, dar în această campanie care durează de 6 luni, n-ai fost singur, ai lucrat cu specialiști și cu medici care au vrut să facă treaba asta voluntar, să facă evaluări, să meargă, să stea de vorbă cu tineri și cu părinți. De ce? Ce-i mână în lupta asta? Bine, că la început a fost de acord. Da, fiecare, uite, dacă vine unul în plus și tot e un câștig. Da, e foarte important. E avem grupe de studenți kinetoterapeuți care practică la noi. Sunt trimiși de la Facultatea de Educație Fizică și Sport și fac cursuri practice la noi în clinică. Și cu ocazia asta vedem care sunt un pic selecția naturală, vârfurile. Ia, vrei să rămâi tu un pic, tu un pic, tu un pic și hai să ajutăm un pic niște copii, să le facem niște evaluări. Da? Colegii medici, cu siguranță și medicii au altă viziune, dar vreau să lucrez cu tineri. Vreau să lucrez cu tineri, cu kinetoterapeuți, cu cei care n-au intrat încă în pâine, pentru a putea să le formez un pic alt mental și altă dorință de a-și face lucruri așa cum trebuie, da? Recuperarea medicală este foarte, foarte largă, foarte vastă. Eu, apropo, mi-aș fi dorit să petrec 12 ore pe zi în această clinică și această asociație, dar din păcate sunt la spital dimineața, Spitalul Militar Central, unde e o activitate foarte intensă până la 3 după amiaza, după care promit până pe la 12 noaptea mă implic cu siguranță într-un sens foarte, foarte intens, da, vis-a-vis de dezvoltare, vis-a-vis de crearea unui grup omogen care să ajute la evaluarea sănătății copiilor noștri, pentru că copiii care încep un sport sunt campioni. Deci ei sunt campioni, ei sunt mari campioni care au fost cu noi în legătură, într-adevăr sunt mari campioni și da, sunt vârfurile. Îi respectăm foarte mult, dar cei care încep un sport sunt campioni. Indiferent de sport, indiferent de nivelul de pregătire, ei sunt un campion în momentul când au pășit pe un teren sau pe o sală de antrenament. Mulțumesc foarte mult, Ovidiu. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru că ați urmărit această conferință. Sper că am reușit să vă dăm măcar o idee nouă sau să vă deschidem ochii asupra unor aspecte la care poate nu vă gândiserăți. Invitaților noștri le mulțumesc foarte mult pentru că astăzi am avut poate marea... Poate să mai enumerăm o dată? Da. Hai să luăm de la capăt atunci. Astăzi a fost alături de noi domnul profesor dr. Viorel Cojocaru, doctor honoris causa la UNEFS, a fost în primul panel, a vorbit foarte mult despre cum trebuie să abordeze părintele educația aceasta sportivă a elevului, a copilului și să nu-i taie aripile atunci când se deschid. Narcis Răducan a vorbit despre ce a pățit el, că a avut accidentări și cât de mult se implică alături de copiii lui, pentru că și ei fac sport. Are 3 băieți. 3 băieți. Călin Marin, kinetoterapeut, ne-a povestit în prima parte a discuției noastre despre cum se face această recuperare, cu ce are de a face în momentul în care vine un tânăr la el cu o accidentare, cum îi vede postura, cum îl trage, cum îi face măsurătorile, că sunt niște chichițe, să spun așa, dar dacă nu le faci și nu treci prin ele, nu poți să faci o evaluare corectă și treaba asta trebuie să înțeleagă lumea, adică poate nu-mi place, că m-a pus să-mi dau pantofii jos, ca să mă măsoare. Poate nu-i place că m-a pus să stau cu picioarele la perete. Da. Sau poate că se grăbește că e cam târziu. Hai, dumne, pune-mi viza aia. Păi asta e că mâine nu mai intru în sală dacă nu sunt văzut corect și coerent de o echipă întreagă de specialiști. Simona Amnar și Monica Roșu, încă alături de noi, ne-au vorbit. Pe mine asta m-a impresionat cel mai mult. Au fost foarte multe discuții și foarte vast subiectul. Dar pe mine m-a impresionat modul în care ele au reușit să treacă peste cât de greu le-a fost în momentele de accidentare și este unul dintre cele mai grele sporturi. Cred că e toată lumea de acord cu mine. Da. Și sunt vectori de imagine. Și sunt vectori de imagine. Vectori de imagine despre care trebuie să profităm la maxim. Da? Vis-a-vis de viitorul sportului. Da. Da, eu mă gândesc acum că, uite, trebuie să încheiem, dar mai trebuie să întreb ceva. Deci mai trebuie făcut încă, da, încă și alte conferințe. Facem. Neapărat. Dacă cineva te caută, Monica, până la urmă, dacă există cineva care găsește inspirația în ceea ce spui tu,
Îi poți răspunde, nu? Ești deschis. Da, adică nu? Sunt foarte deschisă. Uite, asta mâine asta am... e cel mai frumos la voi, la mari performeri, că ați ajuns unde sunteți păstrându-vă, nu știu cum să spun, pot să spun o modestie, nu? Prin faptul că sunteți deschis să vorbiți cu oamenii, adică nu sunt eu acolo sus și de acolo sus nu mă mai interesează, nu mai dau nimic înapoi din ceea ce am acumulat. Și nu cred că niciun campion ar trebui să nu aibă această atitudine, pentru că pentru a ajunge sus a trecut prin foarte multe, indiferent că vorbim de gimnastică, fotbal, box și alte sporturi. Iar da, noi suntem aici, de fapt eu sunt deschisă pentru orice discuție. Uite că spuneai dacă cineva mă caută, da, mâine voi intra cu niște elevi din Sibiu să le vorbesc despre motivație, despre cum a fost viața mea de sportivă. Joi voi intra cu niște studenți de la Cluj în legătură să le spun la fel. De ce nu mai interesată? Vedeți, nu disperați, nu? Să cumva cum pot să treacă, chiar dacă nu vorbim de sport, am înțeles că sunt niște studenți de la informatică, inginerie, cum pot reuși fiecare în domeniul pe care și l-au propus să meargă mai departe, pentru că filozofia de viață nu e doar de performanță sportivă. Voi în primul rând mental ați depășit niște bariere și niște limite. Așa este și noi la rândul nostru, cred că fiecare din noi ar fi bucuroase să le spună și celorlalți cum pot să treacă și să știe pe celelalte persoane că chiar dacă am ajuns campioni, am trecut prin niște greutăți și dacă noi am putut, fiecare dintre noi poate să reușească, indiferent de domeniul despre care vorbim. Trebuie să ieșim, vreau să enumăr toți invitații noștri de astăzi. Răzvan Marin a intrat în direct cu noi după ce a venit de la Ajax, ne-a povestit cum se fac antrenamentele acolo. Ce spunea, e foarte important că se antrenează mai ales pe iarbă, că au mai făcut exerciții și pe, au alergat și pe aleile din parc, dar nu au fost cele mai bune. Și program individualizat, da, de antrenament. Adrian Socaciu a venit cu niște soluții foarte bune. Știu că există o comisie care se va face, probabil că tu vei avea un mare aport pentru... Să sperăm că există și dorință. Asta am spus. Da, dar până la urmă, studiile pe care tu le ai, ideile pe care le ai, acest tichet sportiv care este foarte important, până la urmă intră pe ureche și rămâne acolo, știi? Să se repezi cât mai des. O singură completare mai am. Am spus-o și o spun de vreo 2 ani de zile și anume România campionă. Îmi doresc ca fiecare cetățean să fie un campion. Și așa este, cum am zis. Mihai Leu, mulțumesc încă o dată. Cu mare drag. Mulțumesc. Un mare exemplu de voință și de performanță. Corina Goreac, psiholog, ne-ar mai trebui, au dreptate colegii, încă 2 conferințe să ne povestiți toate trucurile la care să acceseze și sportivii și părinții. Dar cred că astăzi am punctat doar câteva dintre, măcar ce să caute, nu? Măcar ce la ce să fie atenți. Alina Dumitru, Marius Alexe și Gica Popescu, fiecare cu experiența lor personală și cu soluțiile, așa cum în criză, în pandemie. Da, vă mulțumesc pentru tot, pentru faptul că ați fost alături de mine. Cred că n-am fost deplasat spunându-vă că, de fapt, discutăm despre viitorul sportului românesc. Poate că ăsta este viitorul sportului românesc, copiii de undeva de baza de selecție de jos, da? Evaluare medicală, evaluare psihologică, evaluare sportivă și atunci vom ajunge într-adevăr, vom fi din nou campioni acolo unde știm că ne e locul, chiar dacă în ultimul timp am mai regresat. Vă mulțumim foarte mult, vă reamintesc că a fost o conferință a Asociației Medicilor și Specialiștilor Kinetoterapeuți din Fotbal. La finalul primei părți a unei campanii de conștientizare și informare a performanței cu sănătate în sport, susținută de RomGaz. Sunt Andra Miron, doctorul Ovidiu Chiriac alături de mine, le mulțumesc încă o dată invitațiilor, vă mulțumesc dumneavoastră că ne-ați urmărit și pentru toate întrebările, bineînțeles, în continuare ne pot găsi atât pe pagina asociației, cât și pe pagina de Facebook sau pe YouTube la Sănătate prin Mișcare. Numai bine vă dorim, rămâneți sănătoși și o zi frumoasă să aveți!